Ședință ordinară la Consiliul Local Coravo, consiliere din 13 din 13. Doi? Nu. A fost un lucru. Domnule Andrei. Ședință de la ședință. A fost super tal. Procesul de la ședință. Ședința trecută. Secretarul Oatea a dat citire procesului verbal la ședința anterioară. Anterioare, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul președinte, ședința a dat citire de ordine de zi, care a fost aprobat în unanimitate. Am enumerat ordinea de zi și apoi am spus. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectul de hotărâre privind stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutorului de urgență în Comuna Parava și a celui privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2019, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și efectului de funcții al Comunei Parava, județul Bacău. Domnul consilier Bucă Ovidiu, cetățean Constantin, Tiribașa Maricel, consideră că nu sunt suficienți bani pentru crearea unui nou cod de șofer și că aceste atribuții pot fi îndeplinite de personalul existent în cadrul primăriei. Domnul viceprimar consideră că acest camion implică mari costuri, dar că beneficiile aduse comunității prin exploatarea lui sunt foarte mari. Domnul Pișcu Florin consideră utilă angajarea unui șofer din mai multe considerente, iar domnul Boboc Valentin propunere de delegarea de atribuții noului șofer. Domnul primar a explicat că necesitatea creierii acestui post rezultă din contractul de finanțare europeană pentru achiziționarea camionului. Spre exemplificare, a adus spre citire consilierilor locali contractul de finanțare de unde rezultă clar obligația primăriei de a crea un nou loc de muncă. Secretarul UAT un minut vă deranjez și eu. Dacă toți suntem toți aici. Luați loc. Stați, nu, că nu, chiar nu stau mult. Doar atât, să vă mulțumesc pentru o promisiune care nu s-au... La buget. Da, eu am făcut propunere așa, să am chemat pe toți, să învățăm editabil, comisia buget și apoi suntem... Da, da, tu s-a hotărât să vă dau o sumă și pentru schid. Ulterior am făcut niște comenzi, acum cine mi-a invită și mi-a factura. Da, eu de-asta am vrut să vă spun, ca să nu vă... Noi am înțeles Drăgușa în schid. Schidul. Biserica la schid la Drăgușa. Nu, asta era separat. Acolo, că acolo deja s-a pus încă 5.000 de lei pentru Drăgușa. Da, exact. Parohia, da. Parohia Drăgușa, biserica la schid. Biserica la schid. Da, la schid s-a prezentat separat. Nu-i parohie. Și este a doua oară când se întâmplă. Oricum, în mănăstire să mai facem lucrări cu budul, mai aveți ajutor cu budul, cu dezăpeziri, bisericii din coace nu. Da, dar fac parte din comună? Da. Schidul face parte din comună. Vă pune piatră, vă ajută. Piatră, auziți? Piatra cred că eu am adus. Piatra nu am dus-o noi. Și utilajul tot eu am adus. S-a ajutat. Și utilajul tot eu am adus. Și închiriate și... Vă înțeleg, da. Păi eu numai pe vol, am dat 6.000 de lei în 3 zile. Iar a mai venit cum am spus atunci. Luați un pic și lăsați de la zilele comune de se găsau din nou ăștia. S-o lua de acolo. Care se dă în societate și dădeați un zi. S-o lua de acolo, nu s-o lua de acolo. S-o lua, dar s-a promis că se dă o sumă pentru schid. Suma care, nu știu de ce, aveți ceva împotriva schidului? Nu. Și atunci dacă promitim ceva, de ce nu ne ținem de cuvânt? Nu știu ce vă promis. Da, dar s-a discutat tot aici, tot aceiași oameni eram. Adică s-a știut foarte clar și dacă noi preoții am vorbit și am convenit între noi să împărțim suma în mod egal, că ei se ajută între ei, că au sfințiri, că au nu știu ce au. Fiecare cu treaba lui, fiecare are nevoile lui, dar nimeni nu știe exact cât are mai mare nevoie sau nu. Dumneavoastră, toți ați venit cu solicitări, primul noi am discutat și am hotărât noi, am votat noi. Înțelegeți? Dumneavoastră ați venit și v-ați spus fiecare...
Da, și atunci s-a hotărât, da, 7.000 lei va fi pentru schid. Restul va fi pentru parohia Barava și 5.000 pentru avort, s-a votat în ședință. Noi am înțeles atunci pentru... Noi am înțeles de schid, biserica de la schid la Drăgușani, exact. Nu, nu s-a înțeles pentru biserica de la schid, s-a înțeles pentru schid. Suma de 7.000 de lei s-a discutat de atâtea ori și să mai alocăm încă 5.000 pentru schid. Da, poate să mai fie o rectificare pozitivă și dăm acum. Și așa am fost și acum două dăți. Seara s-a discutat ceva, a doua zi nu s-a mai dat niciun leu. Adică părinții care au plecat de ședință au plecat cu gândul că va primi 7.000, nu s-au putut. Da, cu ideea că da, îi va avea și... Puneți-vă oricare în locul meu, da? S-a discutat ceva, suntem toți aici. Când pleci, ai o garanție? Dar oricum... Acum cine plătește mii din asta? Banii oricum nu primeați în trimestru 1. Dar noi nu-i primeam, și oricum nu-i primeam, veneam cu zaptor, veneam cu asta. Păi cumpărați acum și nu plătiți. Da, dar vedeți că nu o să mai vină buldoc, nu o să mai vină. Dacă trebuie să plătesc buldoc ca să mă dezăpezească, atunci o să plătesc. Știți cum, și buldoc, lăsa la domnul mâna zăpeze de patruiță și-a venit la mănăstire prima. Nu, prima dată. Nu a fost prima dată. Auziți? La mănăstire cred că a venit ultima oară. Și-a venit la insistență. Logică, nu e adevărat. Aici contrazic pentru că eram în zonă, eram acasă, în concediu. Când trebuia să desfunde arterele principale, care trebuia să ducă electricul, două ori la intrare în capul satului latin. Și-au plecat cu zăpăcea, nu știu, pe la schid, prin ce fundături, nu știu dacă era în mănăstiri, dar pe la schid, prin niște părai, aiurea, ceva inutil. Să în loc să te duci tu de la prima oră să desfunzi arterele principale, tu te duci unde e ceva, unde nu sunt nici oameni, nimic nici practicat. Da, bine, ăsta trebuie discutat după, dar nu că nu dăm voie. Bine să meargă și acolo, până la ultimul institut, face parte din comună, sunt și oameni care merg acolo, trebuie să fie desfăndat, dar să fie aranjate și făcute, așezate în așa fel, să-și facă prima dată treaba, arterele principale, cursurile care vin în comună și trebuie să plece elevi, știu, oamenii care au să la mine a venit prima oară. Da. Deci la mine, dar acum, zău, ce discutăm? Discutăm de tare. Ca așa rămâne mai la următoarea rectificare de buget, înțeleg cu așa și trebuie să înțelegi atunci, că luați, cum a spus, de la zilele comune, rupeați acolo, luați 5-3. S-a luat de acolo, că tot doară m-a luat. Păi s-a luat de acolo și s-a dat la schid, la Drăgușan. Și aveți ceva împotrivit cu biserica la Drăgușan la schid, dacă s-a dat acolo? Nu trebuie făcut și acolo, am spus eu că am ceva împotrivit. Dar am spus eu că am ceva împotrivit, dar am spus că s-a luat ca să mulțumiți pe toată lumea. Mai puțin pe mine. Au ținut cont că dumneavoastră primi sponsorizări mai multe. Cine? De unde se știe lucrul ăsta? Ce înseamnă asta? Nu ia-ți mai cu dare. Dar da? Nu întotdeauna, să știu. Aparență de șară. Și nu trebuie să ne ghidăm pe lucrul ăsta. Dacă tot da, la parohii, să știți că sunt oamenii parohii, la mine nu sunt oamenii care se iau eu tot timpul. Așa e. Eu sunt singur acolo. Și dacă fac ceva, fac ceva pentru comună. Dacă îmi spune în altă simțitul mâine să mă duc în altă parte, tot ce este aici rămâne aici. Da. Nu iau nimic cu mine, să știți. Asta vreau să, dacă îmi permiteți, mănăstirea din comună e un loc de pelerinaj care atrage oameni din toate zonele, în funcție de cum o să se afle de ea, pentru comună e foarte bine. Din Neamț, vin din Târgu Neamț, aici la mănăstire. Domnul Tomozei, și în Biblie scrie la pilde că nu poți trece la număr ceea ce lipsește. Părintele, practic, asta a venit să ne spună. Când noi am promis, că noi am vrut și noi nu avem nimic împotrivă, din potrivă, avem ceva pentru avinitate, pentru mănăstire, părinte, cum a spus și Doamne, acum putem să îndreptăm doar dacă e o rectificare, la prima să dăm și ceva acolo. Da. Nu putem să fim împotrivă. E o bucurie pentru noi. S-a ridicat o mănăstire. Da, mie mi s-a părut că am fost mințit. Adică când se spune un anumit lucru, la mine da, e dat. Dacă banii nu au ajuns, așa rezultă. Oricare ar fi putut să creadă la fel. Și totul, adică mi se pare tot, dacă vorbim ceva, da, rămâne ceva stabilit. Mă bazez și eu pe ceva. Dar dacă mie îmi spuneți lucrul ăsta și este îndrăzneala de a mă minți pe față, cu ceilalți oameni cum procedăm? Înțeleg că îi faceți mincinos colectiv. Nu, dar nu a ajuns banii, trebuie să îndreptăm lucrurile. Nu, dar dacă nu mi-a ajuns... O parte dintre noi am înțeles biserica de la Drăgușani, de la schid. Nu, s-a discutat foarte clar atunci. Părinte, poate noi n-am înțeles cu tine și rezultat ceva ce nu trebuie. Noi trebuie să îndreptăm lucrul ăsta.
Și nu, dar prima rectificare trebuie să avem. Dar puneți-vă un pic în locul meu, oricare dintre dumneavoastră. Știți ce o să faceți? Vă spun eu ce să faceți. Faceți o veștanie pentru statul de așa care au fost împotrivă. Nu, domnul Biscu, biserica nu așa funcționează. Se roagă pentru toți și soarele răsare. Se roagă ca să-i lumineze Dumnezeu, nu rugăm pentru altceva. Dumneavoastră se va împlini. Dumnezeu să-i lumineze pe ceilalți. Aici, să mă pare prost să deci, acolo, la vară trebuie să vă faci rectificări. Deci, o eroare a fost. Undeva. De. Noi nu o suntem de rea credință. Să știți că nu cu răutate. Nu, nu e nimic. Nu, să că e cu răutate, că e din greșeală, că... A fost o problemă. Eu am plecat cu o bază de aici, știți? Are nevoie asta neapărat pentru că să facă sfințirea bisericii și atunci... Și va fi sfințirea bisericii? Avem un coleg aici. Va fi la Milano, mai plătește... Dacă nu va fi, înseamnă că anul nu va mai primi. Oricum anul nu va primi, pentru că așa am făcut în fiecare an în care... Da, da, asta a fost înțelegerea între preoților din parohie. Eu eram separat, care nu avea nicio legătură. Așa am făcut o greșeală cu schimb. S-a discutat, clar, eram aici. Dacă nu aș fi fost aici, mai ziceam. Dar cum am auzit, eu am auzit și alții aici. Vor fi rectificări pentru urmează sigurită alegeri. Așa se face. Se vor da înainte, nu se vor da cu oricine. Vom vedea. Vom vedea. Puneți-vă un pic în locul meu, că eu de asta am venit, ca să-mi spun și eu om. Sunteți bani, pentru că ce se trece la alte trimese, deci nu e alu. Domnul Cipoșar, ca să înțeles. Sunt pe celelalte trimese, dar vă dați seama, tot trece timpul, tot s-a mără. Nu s-a. Să vedeți. Să vedeți că s-a venit. Au plecat și neacă să împartă și a primit. Știi așa, după ce s-o termina ședința, trebuie să știi cum s-o întâmplă. Păi de unde spui? Eu i-am spus, dar i-am spus ulterior, colegul. Păi nu... Nu v-ați dat pe 7.000 aia care îi zic. Dacă una vorbește și altă face totul, nu dați vina unii sfințești aici. Nu dați vina. Am zis, părinții, faceți treaba acum. Și atunci se va vedea cel care a avut și care nu a avut. Este direct responsabil. Dar eu, părinții, eu nu ți-am plecat. Aici să știu foarte clar exact sumele de unde vorbesc. Și va merge la fiecare obiectiv în parte, nu? Eu nu pot să-i promit politicul la următoarea rectificare, dar bani, chiar dacă eu o să încerc să aduc bani din rectificări, pentru că tot în vârșire o tărâți. Deci dacă îi promit, zici toți părintele, nu eu. Eu o să încerc să aduc bani. Eu oricum o să ies bine, la ce faceți dumneavoastră o să ies bine, că sunt de acord. Deci mă spun de aici. Hai, din partea stângă suntem de acord, da? La prima rectificare. La prima rectificare. La prima rectificare. Hai că poate și părintele are treabă. Dacă știrea de acolo, din părere, eu nu știu. Dacă știm locul, unde trebuie fiecare să se țin. La prima rectificare. Rămâne și discutăm, părinte. Da, rămâne și discutăm. La următoarea rectificare. Dar n-ai fi mai bine fără prietul cu oameni cu credință, că am atat. Daniel, hai să vă faci. Așa e vorba de certificare. Da, da, ce fai? Hai ca să nu... Că e vorba de cuvântul primor. Da, așa. Deranjează. Părinte, să înțeles greșit. Să înțeles greșit. Eu n-am înțeles greșit. Doamne, n-ați înțeles. O parte dintre noi... Da, doamne, iertați. I-am plecat pe bază. Doamne, suntem creștinești. Sunt iertați. Iartă-i, Doamne, că nu știi ce fac. Și cine plătești mie datoria? Eu mă iert. Bună, Doamne, să nu iertă. Iertați-mi. Decalit. Vorbim cu decalit. O să-i transmit. Că ăla face pomii. La puntele fiecare își face pentru el. Nu mai duc banii în Grecia și fie aduc în România. El îi face din contul personal. Asta era din contul de la culte. Mai aduc bani și în Moldova. Nu era din contul personal care face. Și fiecare își face pentru sufletul lui, nu face pentru altcineva. Dacă am fi atât de bun credință, ar da și domn primar din salariul lui și domn Pici și noi consideră că fix și am făcut. Rămâne și discuță. Rămâne și discuță. Rămâne și discuță. O zi bună atunci. Doamne ajută, sănătate. Are unii părinte. Consemnează... Nu, 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 n
Dar noi o tărâm. Doamna secretar, mai aveți? Gata, haide, Deci continui de unde am rămas. Domnul primar a explicat necesitatea creării acestui, a explicat că necesitatea creării acestui post rezultă din contractul de finanțare europeană pentru achiziționarea camionului. Spre exemplificare a avut spre citire consilierilor, contractul de finanțare de îndrăzută doar obligația primăriei de a crea un nou loc de muncă. Secretarul UAT a atenționat consilierii locali că în situația în care se opun creierii unui loc de muncă conform contractului de finanțare, există posibilitatea să se solicite returnarea sumei de 60.000 de euro, 13 consilieri prezenți, așa, prin care a fost achiziționat camionul și în acest caz curtea de conturi se va îndrepta împotriva consilierilor locali pentru recuperarea prejudiciilor care nu au dorit în privatizația asumatului contractual. Consilierii locali și-au exprimat dorința ca angajarea unui șofer să nu fie condiționată de absolvirea de studii liceale. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 10 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul primar a dat citire, expunere de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunei Parava, Județul Bacău. Consilierii au decis să aloce suma de 350 de lei cu tot cu TVA pentru filmarea fiecărei ședințe ordinare. Totodată s-a decis alocarea sumei de 10.000 de lei către parohiile din satul Drăgușan și Teiuș și reducerea cu 10.000 de lei suma alocată pentru zilele comune. Cu aceste amendamente, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La capitolul diverse s-au înscris la cuvânt domnul Tilibașo Maricel și domnul Cibotaru Constantin. Domnul Tilibașo a întrebat dacă există obligativitatea racordării la rețeaua de canalizare pentru cei care sunt deja racordați la apă. Domnul primar a răspuns că da și în acest sens a început procesul de informare a populației. Domnul Cibotaru Constantin a ridicat problema necesității existenței unui cămin cultural. Domnul primar a răspuns că deocamdată nu sunt fonduri pentru achiziționarea unui teren cu această destinație. O altă problemă abordată a fost cea a modernizării rețelelor stradale. Domnul primar a răspuns că se lucrează la acest capitol în limita bugetului disponibil. Totodată s-a ridicat și problema necesității construirii unei capele în cadrul cimitirului administrat de către primărie. Domnul primar a admis necesitatea aceasta, dar a spus că nu există fonduri în buget pentru acest lucru și nu a găsit programe care să aloce fonduri în acest sens. Domnul președinte, ședința, mulțumim pentru participare. Mai adaug ceva sau credeți că nu am atins anumite probleme? Dacă nu, spuneți la vot. Rămâne la vot. Un pic paranteză. Dacă spuneați dumneavoastră chiar acum, dacă nu am atins anumite probleme. Din câte mi-amintesc, am discutat și despre îndeplinirea măsurilor propuse de către Curtea de Conturi. Am discutat la ședința trecută, parcă. Nu la ședința trecută? Mai înainte. Eu așa mi-amintesc. Nu, luna martie. Bugetul și unul dintre proiectele pe ordinea de zi la ședințe trecute a fost despre... Păi vedeți? Exact. Dar nu ați discutat absolut nimic. L-ați aprobat fără să discutați. Ne-a prezentat domnul primar. Da, l-am okay. Așa, dar nu ați, dumneavoastră, ca și consilier, n-ați avut... Eu cerusem, am făcut cererea aceea la primărie, despre care le-a spus, le-a spus că le-ați trimis pe mail, da, nu apucasem să le studiez, între timp am uitat pe ele, bine ar fi fost când le-am cerut în scris, să le fi primit în scris, dacă le ceream pe mail, știu că adresa electronică e foarte ok, le puteam primi și electronic, dumneavoastră nu le-ați trimis în format electronic, nu e rău, dar bine ar fi fost în scris, le-am cerut în scris să le primesc. Între timp le-am studiat și eu vreau doar atât să spun în câteva cuvinte. Mie nu mi se pare că e chiar ok că nu s-a plătit, nu s-a primit banii și nu s-au recuperat banii aceia în atâta timp și am prea... Acest aspect... Discutăm la diverse. Da? Ok, da, cu deci, procesul verbal... Avem capitol diverse astăzi da. Și destul de
fost, din câte îmi dai eu seama, da. Așa, și-l discutăm la diverse. Discutăm la diverse, da? Ok. Dacă vreți, nu s-ai înscris, eu mă duc și-l scot din calculator și vi-l dau, dar... Da, trebuie atunci. Eu atunci l-am pus la dispoziție în scris, la toată lumea l-am pus, a fost pe noastră raportul respectiv. Da, bine era să fie avut înainte, bine deci, să ia și noi să venim. L-am trimis în mail cu o săptămână și ceva înainte am trimis documentația. Eu mă așteptam să primesc în scris, să primesc un telefon. Ați venit cumva, scuzați-mă, ați venit cumva să primiți? Am rămas vorbă de la doamna care mi l-a înregistrat, că mă anunță când pot să vin să vin. Domnul așa, încă o dată. Ați venit cumva să mi-l cereți? Nu. Eu, în momentul în care eu primesc o cerere, da. Eu răspund la ea întotdeauna. În momentul în care mi-a înregistrat, mi-a spus, vă anunțăm, domnul Timișu. Domnul Timișu, hai să pune la divers. Ia să începem. Eu trimit răspunsul prin cel mai rapid mijloc. Domnul Timișu, cel mai rapid mijloc în ziua de azi este mail-ul. Dar eu mă așteptam. Putea să specificați clar că îl vreți în scris. Așa mi-ați promis. Doamna secretară, hai să începe ședința și vorbim la divers. Cine este pentru acum? Nu începe cu asta. Ați avut numărul meu de telefon, putea să mă răspundeți. Dar ține cineva împotrivă? Scuză, pare rău. Unanimitate. Unanimitate, că avea aprobat un unanimitate. Așa, și hai să începe cu ordinea de zi, ședința de data de 22.05.2019. Punctul numărul 1, stabilirea cotei de finanțare a serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019. Inițiator, primar Dede Costel. Domnul primar, răspunde. Suplimentarea ordinii de zi? Cine este pentru? E unanimitate? Unanimitate. Da, de dăm drumul. Dăm drumul, așa. Răspunde motive privind stabilirea cotei de finanțare a serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019. Primarul Comunei Parat, județul Bacău. Având în vedere adresa numărul 7693/17/04/2019, emisă de Consiliul Județean Bacău, hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 65/17/04/2019 cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuțiilor consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 71/17/04/2019, privind aprobarea actului adițional la contractul cadrului de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019. Raportul compartimentului contabilitate numărul 2042/24/04/2019, în baza următoarelor acte normative. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Legea numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Legea 292/2011 privind asistența socială cu modificări și completări ulterioare. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificate și completate. Ordinul numărul 54/2000 privind criteriile de determinare a comunităților locale din care provin copilul cu handicap și cel aflat în dificultate. Ordinul numărul 1887/2016, privind stabilirea contribuției lunare datorate de adulți cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane cu handicap sau de susținători acestora. Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Hotărârea Guvernului numărul 903/2014, privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinată persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice. Hotărârea Guvernului numărul 904/2014, privind stabilirea limitelor de cheltuiere a trei de drepturilor prevăzute de articolul 129, alineatul 1 din legea numărul 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, și în temeiul articolului 45 aliatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019.
Consiliul Local al Comunei Palava, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Palava, județul Bacău, privind finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019. Expunerea motivelor primarului Comunei Palava privind finanțarea serviciilor sociale destinate promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019. Adresa numărul 7693 din 17.04.2019, emisă de către Consiliul Județean Bacău. Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 65 din 17.04.2019, cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuțiilor consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 71 din 17.04.2019, privind aprobarea actului adițional la contractul cadrul de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019. Luând în considerare legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, legea numărul 292 din 2011 privind asistența socială cu modificări și completări ulterioare, legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificată și completată, ordinul numărul 54 din 2000 privind criteriile de determinare a comunităților locale din care provine copilul cu handicap și cel aflat în dificultate. Ordinul numărul 1887 din 2016 privind stabilirea contribuției lunare datorate de adulți cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap sau de susținători acestora. Ordonanța de urgență a guvernului numărul 90 din 2017 privind unele măsuri fiscale bugetare, modificare și completare unor acte normative și prorogarea unor termeni. Hotărârea Guvernului numărul 903 din 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de rană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice. Hotărârea Guvernului numărul 904 din 2014 privind stabilirea limitelor de cheltuiere aferente drepturilor prevăzute la articolul 129 alineatul 1 din legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Și în temeia articolul 36 alineatul 2 litera D, colaborat cu alineatul 6 litera punctul 2, articolul 36 alineatul 2 litera E, colaborat cu alineatul 7 litera A, articolul 45 alineatul 2 litera A și F, articolul 115 litera B, din legea administrației publice locale din 2015, din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări completări integrale, hotărăște. Articolul 1. Se stabilește la 35% nivelul finanțării Consiliului Local Palava a serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019, furnizate de către DGASPC Bacău. Articolul 2. Se mandatează domnul de Costel Primarul Comunei Palava, județul Bacău, în asemnat actul adițional numărul 3 la contractul cadru de asociere privind finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019. Articolul 3. Cu ducerea în deplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Palava și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Palava. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii persoanelor și autorităților interesate. Da, nu știu ce aș putea să vă spun despre proiectul ăsta de hotărâre, doar că avem obligația să coordonăm acești copii sau aceste persoane cu dizabilități internate în centre. Am avut un copil undeva la un centru, din păcate o decedat. Dar nu știm ce cazuri noi pot apărea. Și mai avem la nu știu, nu? Crie cineva la cuvânt? Da. Ia cuvântul domnul Deiu, da? Domnul Boranda, de la Drăgușani, este o persoană cu adulte cu handicap grav. Dar, o secundă, că trebuie să ne întrebi. Domnul Boranda. 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 Popa, nu Boranda. Popa? Popa. Popa. Domnul Popa. Popa. Domnul Popa. Valentin sau care? Nu, nu. Sesizați cazul domnului Popa, da? Domnului Popa, da. Care este orb? Nevăzător, da. Am dorit să știm dacă primești indemnizații pentru un soțitor sau are asistență personală. Din ce știu eu, nu. Pensii foarte mari. Pensii foarte mari. Deci nu are asistență socială, nimic. Nici indemnizații nu primești. Ce i-a dat medic?
Nu, pentru că... Dacă are pensii mari, ce trebuie dacă el e mort? Acolo nu-ți închipui că trăiești cu cineva. Mai fac dosarul de medical de el. Colega ce aduce dosarul și medical? Se ocupă dacă îi se dă care facă dovada că este, da, asta înseamnă... Bun, dacă el nu vede, poate nu are pe nimeni să poate implica cineva, are ce probleme. Dacă copilul celălalt știa ce ales sărat... Și ăia sunt handicapați. Deci, amândoi copii sunt tot handicapați. Boscheții intră în casă, boscheții, efectiv. Nu ți închipui că cineva trăiește în casă. E un caz social. În vorba de apă, social. Cine ia bani până la urmă? Da, cineva să... Băi, asta e problemă, ia cineva bani. Păi asta vrem să știm. Cineva ia bani? În primărie cineva să meargă, da, să facă o anchetă socială la fața lor. Omul primește pensia, dar pensia merge undeva unde primește alimente. Nu, nu vorbim de pensie, dar primești indemnizație. Pentru însoțitor, el. Și cine primește? Da, asta e interesant. Ce spuneți dumneavoastră, de fapt se ridică două probleme. Din ce-mi dai eu seama. Știți, pe de o parte, vreți să știți dacă domnul primește ajutor pentru că este o persoană cu handicap. Da. Așa, și pe de altă parte îmi sensizați faptul că chiar dacă el are o sursă de venit, nu este capabil să-și administreze acea sursă de venit. Sunt nicio Am înțeles, voi preda la o prevedere, va face doamna o anchetă socială și va vedea și va face un raport pe care o să îl expunem Consiliului Local. În felul acesta vom vedea despre ce se întâmplă. El are un copil sau doi băieți care are grijă, dar trebuie discutat cu o societate comercială care se asigure lunar acolo, domnule, îi asigurăm hrana necesară pentru... Hrana necesară la sigur, doamna Margera, știu, dar curățenia, problema de curățenie în curte și în casă, locuință, de ce n-ai curățenie? Eu nu pot să-i... Are cu copii și sunt cu grad de hac. Nu sunt handicapat, frate. Ba da, sărați, eu beau toată ziua asta înseamnă, sunt handicapat. Mă să cheamă în măsură să știu. Dacă omul bea câte un litru de suică pe ziua asta înseamnă că e handicapat, înseamnă că e sănătos. Copiii n-au probleme de sănătate. Domnul Ministru, ați cuvânt. Domnul Ministru, gata. Care cine închis pomul? Dar nu te ba da, bă, vreau să nu te înscris. Nu. Am întrebat. Domnul Bucadescu, da? Poate și o doamnă secretară, îi puneți pomul în gură. Domnul președinte, vă rog să vă revizuiți atitudinea și precedinte. Vă rog, vă liniștiți-vă. Deci, domnul Pișcu, în ceea ce privește magazinul... Te dau afară din ședință. Nu, Andrei, consilierii. Consilierii îi dau. Haideți, vă rog, vă frumos. Tocmai începusem să-mi expun și eu idei. Și anume, faptul că ceea ce spuneți dumneavoastră este salutat, dar ideea este că acel patron de magazin trebuie să vrea să se implice. Dacă patronul de magazin nu vrea să se implice, nu putem. Eu am vorbit cu colega mea și cu domnul primar, la nivel local aici să creăm un bord comunitar. Se pare că avem, dar e mai greu de pus pe roate. Bordul comunitar ce implică? Implicarea întregii comunități. Preot, poliție, da, medic, nu știu ce, la, oameni de afaceri, comunitate, nu știu ce, nu știu cum. Unii vor, unii nu vor. Eu am avut surpriza neplăcută, imediat domnul vice, neplăcută ca medic. Și am rămas, vă spun, foarte neplăcută surpriză, așa, ca medic să nu vrea să se implice în activitate de asistență socială. A spus că nu sunt plătită pentru așa ceva. Și nu poți să treci peste, înțelegeți? Și la fel și peste domnul patron, dacă omul spune, nu, și ceva, n-am timp așa ceva, lasă-mă în pace. Și dacă îți spune așa, știa într-un mod cinic, în felul ăsta, taci și mergi mai departe, n-ai ce să faci. Mă scuzați, domnul, ce vă rog. Anul trecut cu doamna Lilie, prin deplasarea noastră în comun, am intrat de pe patrule acolo. E un caz care ei nu vor să facă nimic pentru ei. Bănuții cred că ajung doar pe alcool și subiecte închis pentru noi.
are doi băieți foarte mari. Ce se fac? Să-i dau puțin să mai bea? Forța nu o să fac. Este adult. Arătați cum. Dacă nu sunt la societatea socială, să-i dai un comentariu, nu pot, dacă el spune, domnule, eu nu vreau. Exact, dar nu știu vrea. Putem să-i oferim. Boscheția intră în casă. Domnule, putem să-i oferim, dar dacă el spune, eu nu vreau să permit accesul la mine în curte, pentru că îi se pare lui că lasă, uite, nu știu cum, și se gândește că îi fură ceva din curte. Dar dacă nu vede, dacă se gândește. Domnule, omul se gândește. Dar dacă ăla vine și, de fapt, o chestie că vrea să-mi ia două pomi din muscat. Bine, dar asta se va vedea. Putem să-i oferim acest lucru, sigur că da. Da? Cum vedea? Da, vreau să aduc în atenție, am mai discutat noi în cazul domnului Vasile Bucă. Știu, au mai fost dus atunci, nu au fost încadrat în gradul de handicap, dar probabil de atunci și până acum, probabil ar trebui încercat. Omul, toate ziua găsit pe străzi, noaptea, în niște condiții de ăla, vă știm cu toții. Vă știm cu toții, e în caz. Vă spun cazul Vasile Bucă, știu bine pentru că m-am ocupat personal. Deci în momentul când el este și se prestrăiește și se duce la spital, stă, îl ține 3 zile internat la psihiatrie, își face tratamentul și omul este perfect sănătos. După ce vine acasă și începe iarăși cu băuturile alcoolice, nu mai ia la care nu e de stradă. Și nu se poate face nimic? Nu, nu e de stradă, pentru că după psihiatrie, când te duci cu el la comisie, nu îi dă următorul grad. Deci a rămas doar cu gradul, cu gradul, cu perderea mâinii. Și are gradul 2 și nu-i zic că a fost dus atunci, acum vreo 5 ani. Nu, foarte des. Nu mai înscrie cineva. Deci foarte des. La diversie. La diversie. La diversie, gata. Dați-i cuvântul nou. Așa. Normal să dați. Nu, dacă e la trecută. Poate e la subiect. Hai, lăsați-l. Ești la subiect? Da, da. Ia cuvântul. Da, lăsați-l la diversie. La diversie? La diversie. E vorba de ce este personalizat. Așa, la diversie putem fie... Da, la diversie vorbim. Da. Hai să aprobăm astea, da? Cine este pe acolo? Unanimitate. Unanimitate. Trecem la... Da. Dispun de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bardou. Prin adresa 315-15-05-2019, realizată la Primăria Comunii Parabas, numărul de 2414-15-05-2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației motivat de prevederile hotărârii Guvernului numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completări ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, după cum urmează comunii fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, cotizația este de 100 de lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care rog doamnelor și domnilor consilieri să-l aprobați în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Consiliul Local al Comunei Baraba, având în vedere prevederile hotărârii Guvernului numărul 26 din 2000 cu privire la asociații, fundații, modificări și comunitare ulterioare, prevederile legii numărul 51 din 2006 a serviciilor comunitare cu modificări și comunitare ulterioare, prevederile legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice cu modificări și comunitare ulterioare, prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunii privind aprobarea participării acesteia în calitate de membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adresa numărul 315-15-05-2019, înseamnă la Primăria Comunii Parabas, numărul de 2414-15-05-2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, referatul numărul 2442 din 16.05.2019 a compartimentului urbanist, dispune de motive a primarului Comunii Paraba și în baza dispozițiilor articolului 36 litera B și litera D ale articolului 45 litera F din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și comitări ulterioare, hotărăște. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în cuantum de 100 de lei. Articolul 2 se mandatează domnul Dediu Păstel la bun calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale în AGA
ADIP să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Articolul 3, prezenta hotărârii, va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, instituție privind comunitatea Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, a rămas în cotizația de 100 de lei până... Ca oricum nici n-am beneficiat nimic. Da, n-am beneficiat nimic. Suntem beneficiați... Am scris cineva... Cum să nu beneficiem? Am beneficiat de experiență acolo, suntem membri. Contează în economia de punte. Noi am avut fost la bugetul modul. E ca la bancă, domnule, ești în istoricul lor. Și pe până a doua aia, și extinderi de coace, au vreo treabă? Nu, până în 2022. Deci atunci, vedeți. Păi, dar n-ai cum. Și ca să dăm mai puțin... Da. Cei cu investiții, care derulează investiții, vedeți mai mult. Suntem câteva primării care nu au venit cu investiții în perioada 2020 și am făcut demersurile să nu plătim la fel ca ceilalți care beneficiază... Da, am discutat. Da. Au rămas cei care nu beneficiază în prima fază de investiții finanțate prin activ. Dar e obligatoriu să fim în asociație? S-a votat. Da. Probabil. Dacă ați votat acum ani în urmă să fiți sau cu așa este retras. Nu e o problemă asta, dar nu e. Este un candidat și cu ceilalți. Și cu ceilalți. Sigur. Da. Poți să zici acum, că nu au fost bine. Pentru noi nu a fost bine deloc, niciodată. Pentru o să fie, poate. Da, după 2022, dacă... Viitor, da, o să fie și vreau ce fac. Creiade, nu? Nu e o valoare mare ca... Nu putem pune la asta cu gaze, cu ei, cu adică... Dar e altceva. Aia e asociație specială. Asociație făcută special pe... Special pe gaze. Adi. S-a limitat. S-a limitat. Adi, nu? Prea bine. Vreau să facem... Cine se scrie la diverse? Hai, domnul Ilibașa, domnul Bucă, domnul Dediu, domnul Mișcu, domnul Ilibașa, domnul Bucă, domnul Dediu. Lăsați-vă pe mine primul. Domnul președinte, domnul președinte, domnul primar. Domnul primar. Bine, așa, domnul Pișcu. Domnul Pișcu, 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 luați cuvântul. Da, vreau să reluăm problema Renzului. Șeful raportul. Și raportul? Grijă aveați, știu. Da, și raportul. Nu, raportul. Bun, atunci hai să dăm drumul la raport și voi mă întâlnă la cea mai curioasă. Dar durează mult astea cu... Nu cred că durează mult, pentru că eu am prezat doar numai dacă vin și ceva mai multe. Patrile la Bacău. Tot așa, mereu, mereu. Dar trebuie să vă aduc la conștiință raportul asupra stării economice, sociale și de mediu a Comunii Parava în anul 2018. În exercitarea atribuțiilor referitoare la relația cu Consiliul Local, în calitate de primar, am obligația de a prezenta în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu, această obligație fiind prevăzută în articolul 63, anexul 3 din legea numărul 215 din 2001, administrației publice locale, cu modificări și comunicări ulterioare. Pornind de la o stare de dezvoltare destul de precară în cele mai importante domenii și având permanent în vedere necesitatea dezvoltării durabile a localității, toate măsurile stabilite în anul 2017, concretizate în hotărârii Consiliului Local și în dispozițiile cu caracter normativ emise de primar, am vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea lucrurilor în mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunitățile în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comuna noastră. În spiritul transparenței și respectului față de cetățeni, principii care trebuie să guverneze în administrația publică locală, redau majoră sintetică activitatea desfășurată în anul 2017 pe domenii de activitate. Compartimentul impozite și taxe. Contul de execuție a bugetului pe anul 2018 a cuprins venituri totale 85 de milioane 974.878,65 lei, iar la partea de cheltuieli
98.427.644,44 lei. Situația încasării veniturilor din impozite și taxe locale este următoarea. 235.522 de lei impozite și taxe de pe proprietate, din care impozite de clădiri personifice 43.175 de lei, impozite de clădiri persoane juridice 14.300, impozite pe terenuri 178.047 lei, din impozitele pe mijloace de transport sau încasat 102.618 lei, din care 54.237 de lei de la persoane fizice și 48.381 lei de la persoane juridice. Venituri din concesiuni s-au încasat 25.579,50 de lei. Taxe de tipul 54 de lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni 39.575,50 lei. Alte impozite și taxe 2.702 lei. Alte venituri 2.359,04. Procentul de încasare a impozitelor și taxelor locale la persoane juridice este de 99,65%. La persoane fizice, 87,95%. Cheltuieli cu salarizare. În anul 2018 s-a cheltuit din bugetul local suma totală de 1.908.448 lei, repartizată astfel. Cheltuieli cu personalul din administrația publică, 1.197.006 lei. Cheltuieli cu personalul de la bibliotecă 45.301, cheltuieli cu personal de asistență socială 666.141, din care asistenți personal 255.894 lei, indemnizații persoane cu handicap 380.850 lei, ajutoare sociale 29.397 lei, cheltuieli de personal din gospodăria comunală 86.566 lei. Administrarea domeniului public și privat. Întreține și reparație drumuri comunale în valoare de 155.933,19 lei. Iluminat public 34.255,39 lei. Consum energie electrică, materiale și manopere lucrări de întreținere. La salubritate 1.549,28 lei. Contravalare serviciilor de sanitate pentru primărie și școală conform contractului cu ADIS. Investiții 5.367.809,68, la care s-au adăugat o cofinanțare de 1.362.261,23 lei. Din valorificarea bunului s-au încasat 2.359,04 lei. De stare civilă. În anul 2018 a fost înregistrat de 34 de acte de deces, 17 acte de naștere, 15 acte de căsătorie. S-au eliberat 53 de certificate de naștere, un extras multilingv de naștere, 45 certificate de căsătorie, cu două extrase multilingv de căsătorie, 51 certificate de deces. De asemenea, s-a soluționat un de 173 de mențiuni, din care mențiuni primite, operate și expediate 173, mențiuni întocmite și operate 42. S-a întocmit un livret de familie și s-a completat cu date alte două livrete de familie. S-a soluționat 5 dosare de lichitare de acte de stare civilă, 17 dosare de transcriere, 73 dimensiuni operate pe acte de stare civilă, 16 extrase de uz oficial, 17 comunicări de naștere, 15 dosare de căsătorie, 66 de buletine statistice. Conform și înaintate, completate și înaintate direcții județene de statistică Bacău. Compartimentul agricol. În anul 2018 a fost eliberat un număr de 972 de adeverințe și 262 de adeverințe apea care au avut la baza înregistrării din registrul agricol. Au fost eliberate 48 de certificate de producători. La urbanism. În anul 2018 a fost eliberate 18 certificate de urbanism și avize de vedere obținerea autorizațiilor de construcție și 11 autorizații de construcție. Asistență socială și autoritate de lară. S-a asigurat acordarea prestațiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor și care s-au încadrat în prevederile legale. Compartimentul s-a ocupat și de protecția copiilor cu probleme și a familiilor acestora, de prevenirea abandonului familial, abandonului școlar. Au fost eliberate planurile de servicii și s-a asigurat protecția persoanelor cu dizabilități. S-a răspuns în timp util la solicitările judecătoriei a organelor de poliție fiind întocmite anchete sociale și au fost îndeplinite următoarele
prestații și servicii. Ajutoare social, 130.000 familii și persoane singure. Alocații de stat, 29 de dosare. Alocații complementare, 90 de dosare. Indemnizații de naștere, 4 cazuri. Indemnizații persoane cu handicap, pentru 29 de beneficiari. Subvenții încălzării, 227 de familii. Anchete sociale, 1308, ce au cuprins întreaga gamă de probleme sociale. Consiliere primară și monitorizarea cazurilor în care au fost implicați minori, 15 cazuri. Învățământ. A fost executat în de reparații curente și dețin la școala Parama. Elevii beneficii de condiții corespunzătoare în procesul de învățământ. Sănătate. Cetățenii comunii vicează două cabinete medicale. Starea de sănătate a populației considerăm că se încadrează în standardele la nivelul județului. Curte, cultură, turism și sport. În anul 2018, în comuna noastră s-a organizat ziua comunii. În valoare de 15.000 de lei. Și împărțirea cadouri copiii de sărbători în valoare de 4.996,56 lei. Unitățile de curte număr de 5 în comuna noastră au primit suma de 2.497,17 lei. 24.917,17 lei. Protecție civilă și PSI. La nivelul comunii funcționează un serviciu de voluntari format din 29 de membri, constituit prin grupe de prevenire și intervenții. Apărarea împotriva incendiilor a vieții oamenilor, a bunului și a mediului constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe în condiții legii autorităților de administrație publice, centrale și locale, persoane juridice și fizice române, precum și celelalte persoane juridice sau fizice care desfășoară activități ori se află în tranzit după caz pe teritoriul României. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu de măsuri tehnice și organizatorice, precum și activități specifice planificate și realizate în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul și combaterea riscurilor de incendiu. Informarea cetățenilor asupra acestora, precum și intervenția operativă pentru salvare și acordarea ajutorului pentru persoane aflate în pericol, înstingerea incendiilor și limitarea efectelor acestora. S-a procedat la actualizarea bazei de date serviciul voluntar pentru situații de urgență, a documentației PAR, a procedurilor operaționale, precum și altor documente specifice. În cursul anului 2018, în ceea ce privește informările, atenționările și avertizările meteorologice și hidrologice primite de la ISU, Bacău și Administrația Națională Apele Române, SEDIA Bacău, s-au primit 42 de informări, fără cod, celălalt de atenționări de cod galben, 3 atenționări și avertizări de cod portocaliu, o atenționare de cod roșu. S-au executat un exercițiu de simulare cu cod portocaliu, ca urmare a instituirii de cod galben și cod portocaliu, CVSI au asigurat un număr de 38 de servicii de permanență, totalizând un număr de 316 ore. Serviciul a fost controlat de ISU Bacău, primind apărarea împotriva incendiului și protecția civilă, în conformitate cu legea 307 din 2006, primind apărarea împotriva incendiului cu modificările și completările ulterioare, legea 481 din 2004, privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 21 din 2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare, din legea 15 din 2005 și hotărârea Guvernului României 1492 din 2004 privind principiile de organizare și funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste. S-a adus la cunoștință cetățenilor reguli privind apărarea împotriva incendiilor prin afișare de clienți de locuri interne și curate din localitate. Primăria Comunii Parava, prin cadrul tehnic PSI, a ținut în permanență legătura cu detașamentul de pompieri Bacău și cu inspectorul serviciului de prevenire a incendiilor, din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență al județului Bacău, în scopul aplicării normelor de apărare împotriva incendiilor. S-au executat controle cu sprijinul serviciului de prevenire a incendiilor, din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență Parava, la gospodării cetățenilor de pe raza Comunii Parava, precum și la lăcașul de cul cu ocazia sărbătorilor de Paște, privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. S-a asigurat întreținerea permanentă în stare de funcționare a tuturor mijloacelor PSI din dotarea obiectivului subordonate. S-a făcut instruirea personalului de semnat să utilizeze în caz de incendiu. S-a făcut instructajul introductiv general privind situația de urgență a întregului personal angajat în cadrul primăriei Comunii Parava. S-a organizat în comun inspectorat pentru situații de urgență Bacău controlul de inspectări măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor organizate împreună cu școala gimnazială Parava. Reclamați și sezizările cetățenilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor au fost analizate și rezolvate în conformitate cu legislația aplicabilă. Securitatea și sănătatea muncă constituie un ansamblu de activități, având ca scop asigurarea celor mai bune condiții de desfășurare a procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și altor persoane participante la procesul de muncă. Pentru bună desfășurare a activităților salariaților și altor persoane participante la procesul de muncă s-a făcut întregului personal, instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și controlul medical periodic.
S-a făcut instructajul într-un câmp general în domeniul securității, sănătății, muncă și în domeniul situațiilor de urgență pentru personalul angajat în cadrul primăriei comunei Palava. S-a întocmit tematice de instruire privind pregătirea în domeniul securității și sănătății în muncă pe anul 2018. S-a actualizat planul de apărare împotriva inundațiilor, vieților și poluărilor accidentale ale Comitetului Local de Situații de Urgență Palava pentru anul 2018-2021, fiind analizat de către sedia Bacău, Consiliul Județean Bacău și Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău. Relația cu Consiliul Local. Nu am pus site-ul primului de la societate. Da, da, da. Mai ceva, mai ceva. Dar mai ceva. Nu, nu uităm pe site, după cum am spus cheltuielile, transparența banului public și care sunt mai importante ca astea. Ăsta chiar nu ne interesează. Dar mai am o pagină. Nu, dar e răbuș. Au fost convocate în număr de 18 ședințe de Consiliu Local, din care 12 ordinare și 6 ordinare. Puneți pe care? Dar avem timp de viață. Nu uitați. Care e, domnule Marius? Care mai multe localități și o să nu vrea să le am mult. Dar și nimic? Domnul, cine e bucur? Cu preluarea fondului forestier pe 3 ani. Dacă Consiliul Local a adoptat un număr 55 de hotărâri, toate pregătările au avut ca inițiator prima ședințele, au fost publice la această participă în cetățenie pe jumătate și salariat din calabaratul primăriei. Prezența consilierilor la ședință a fost una foarte bună. Relația cu cetățenii și transparența decizională. În anul 2018 s-au realizat următoarele obiective de investiții. Extinderea resursa a comună Palava la propriul fondul local. Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Palava cu fondul PNDL. Modernizarea rețea drumului de interes local de C109A și de C190 și drumul local în localitatea de județul Bacău cu fonduri PNDL. Extindere, modernizare drum comunal de C109A, kilometru 3.500 la 4.500 s-a atâși comună Palava cu fonduri locale. Îmbunătățirea serviciilor locale prin achiziționarea unui camion multifuncțional cu lamă și sărăriță pentru comuna Palava, județul Bacău. Fonduri UE și cofinanțare la bugetul local. În prezent lucrez la următoare proiecte. Extinderea rețelei sistemul de canalizare în comuna Palava, județul Bacău. Culegerea datelor din teren și domenia nomenclatorului stradal cu arta străzilor și evidența proprietarului intravilan în vederea adoptării hotărârii Consiliului Local. Serviciul de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Comuna Palava face parte dintr-un ADI de utilitate publică, Siret Gaz Bacău, asociație și are drept scopii pentru ducerea rețelei de gaze naturale în comună. În acest sens, a inițiat demersuri în ce privește documentația de proiectare. Totodată, am făcut demersuri către autorităților județene în vederea modernizării drumului județean care leagă satul Vrădaia de Palava. În anul 2018 au fost primite și soluționate un număr de petiții din partea zero petiții din partea cetățenilor în afara solicitărilor de adeverință. La toate solicitările s-au dat răspunsuri termen legal de niște reclamații. Totalul documentelor înregistrate atât de la persoane fizice cât și de la persoane fizice, în anul 2018 au fost 6718 documente. Au fost emise un număr de 353 de dispoziții ale primarului, marea majoritate cu caracter individual, stabilind aprobări de ajutoare sociale și altele. Proiecte de dispoziții cu caracter normativ mai important, cât și hotărârile Consiliului Local au fost afișate la punctul de afișare în curtea primăriei, precum și pe site-ul instituției. Referitor la audienții, putem afirma că acesta s-a desfășurat conform oramului afișat la sediul primăriei. În anul 2018, primarul comunei Palava a avut un număr mare de audiențe, majoritatea văzând probleme de fond funcțional și asistență socială. Considerăm că dotările primăriei, acces la internet, fax, telefon, permit instituției să răspundă exigențelor privind relația cu cetățenii și transparența. Aceasta este prezentarea solicită a stării economică socială a comunei Palava. Nu putem fi mulțumiți de totalitate de condițiile pe care le oferă comuna, mai ales dacă ne raportăm la standardele europene. Sperăm că implementarea proiectelor câștigate cu finanțare extrabugetară, valorificarea potențialului natural și uman va conduce la înscrierea localității noastre în rândul comunelor europene, în adevăratul sens al cuvântului, cu implicații directe, în primul rând, în determinarea tinerilor să rămână și să trăiască în satul lor natal. Și gata. Sperăm să vă ați atenția pe și domnilor voastre trebuie să le punem pe site. Eu m-am tras atenția. Da. Haideți să revenim la Arinți. Suntem în localitatea de Iuși.
Am zis că drumul principal, începând de la Ciubotaru și terminând la Neamț și Roșca, să facem în strada Ion Creangă. Nu, strada Teilor, că vine de la Teiuș, de la pădure de Teiuș. Punem Ion Creangă, că n-o dormit în Teiuș și Ion Creangă. Dar nu vorba de Teiuș. Nu, dar nu vrem să punem, adică n-am nicio legătură cu Teiușul. Faci o propunere, zi. Nu, nu, nu. O să fie strada Teilor, că pune pădurea. Propui, mă, faci o propunere. Dar propui. Dar noi am vorbit înainte, în ziua ce ai. Da. Da, și am fost de acord tot. Și Ion Creangă? Strada Teilor, da. Nu să zic că nu are legătură. Faci o propunere, votăm. Da. Teiuș nu are nicio legătură. N-are nicio legătură, da, niciun... Exact. Iar unde s-a discutat? Un scriitor, intersecția moldovean. Domnul, spune mi că ajungem la schimb la Drăgușani, acolo le spuneți dumneavoastră cum e pe acolo, că sunteți bășneați ca și mine la Teiuș de altă intersecție. Unde e cea mai potrivită ar fi strada Sobeschi, dacă ar fi unde istorie. Da, da, da. Deci, domnul președinte, da, meu pe acolo. Hai să spunem la vot propunerea domnului Dragă. Cine este pentru? Bine era să faci, domnul Dragă, și noi la Teiuș un sondaj de opinie la cetățeni. Eu asta zic. Dar am vorbit cu ei deja. Și majoritatea. A Teilor, da? A Teilor. Așa, da, ok. Strada Teilor. Cine este pentru? Hai, încercați. Da, pentru. Strada Teilor. Și iar de unde se bifurcă că mai duce 5 da. Case către pădure, la intersecția acolo, la Diaconul, la Nepodatul. Așa? Da. Care duce în sus către domnul secretar. Nu, nu, nu. Strada Magiei. Eu ce nu serios trebuie. Nu serios trebuie. Dar trebuie cum să intri. Îl punem la cot. Liniște, vă rog. Dar n-ai voie. Dar poți să-mi ia magie. Poftim? Magică, strada magică. Sau strada magică, da. Capă tu asta, da, face parte din strada Teiul. Dacă rămâne Teiul principal. Deci din strada principală. Nu, nu, punem magie. Că ar fi care e. Uite ce spunem la cot. Cine este pentru? Domnule, hai să vă stăpăi. Păi nu-i nimic. Foarte serios, dar nu-i nimic. Voi termina cu strada magiei. La prima. Magiul. Să fim o leacă serioasă. Păi serios, da. Dar vorbim la modul cel mai serios, nu că acum facem. Domnul Braga, supunem la vot. Cine este pentru strada magiei? Așa, că acolo am și luptă. Nu sunt prostii. Nici măcar eu. Nu sunt prostii. Chiar nu sunt prostii. Vă rămas strada Teilor în continuare. Gata, de acum. Alta. La strada de la Soare, la Valea, care ajunge la... Strada Bisericii. Am zis strada Bisericii Sfântul Nicolae. Bravo, da. Corect. Am zis Sfântul Nicolae. La Marar, am zis strada Mararului. Marar, da. E antic, știi? Fântânele, fântânele. Strada Fântânelor, strada Fântânelor. A, da, da, care pleacă de la... Puliţile ne-a referit de tot acolo. Da, da, da. Haide, da. Haide să da. Știi. Da. Bun. Deci da. Modificare e doar cu strada din Creangă, se numește da. Strada Teilor. Da. Strada Teilor, da. Și dați cu magia din cauza că sunt 5 case. Da, da, da. Păi ție de gata. Pune pe urmă. Să menționați acolo. Da. Să pune slavă. Să luăm așa. Dar vreau să vedeți, să facem pe aia asta. Ce la scoală se bapală. Când s-a făcut, i-a dat. Vreau că s-a făcut, i-a dat. Ce se vorbește? Da? Mergem mai departe. Mergem la... Bogdoriți pe ecran? Da. Suntem în Rădoare. Deci eu am venit cu propunerea ca strada principală de la Avem Zica și pun în capătul satului să numească Meirin Sadoveanu. Da. Bun. Da. Spune-o mă bucur. Chiar era ciocolată. Pune-l la vot. Cine este de acord? Nu la hai să treacă cu toate, să treacă peste toate. Hai să treacă. Cine are cineva împotrivit? Dacă are cineva de făcut, atunci. Mai vin eu acum, că acum chiar că trebuie făcut. A, băi, eu, tu. Trebuița de dată în asta i-am dat denumirea strada Teiuș, așa că trebuie să-i dăm altă denumire. Pentru că nu poți să ai două nume de străzi în localitate. Același stem... Ion Creangă. Puneți Ion Creangă, mai degrabă. Puneți Ion Creangă. Puneți Ion Creangă. Dar ați mintit. Nu, la paraba strada Tei numărul 5. Și unde ajunge scrisoarea? La care? La paraba locuia Tei în Rădoia. Dar dați-i altă denumire, că îi găsesc, sunt atâtea denumire. La Teiuș, la Rădoia... Fac o paranteză. Dacă o luăm din Suceava până la Giurgiu, fiecare oraș începe cu strada Ștefan cel Mare, pe artera de intrare. Cam asta și trebuie. E și zona. Bacă unul. Dacă o, Ștefan cel Mare, Piatra Începului. Ștefan cel Mare se intră. Coșan, nu-i principal. Asta e, eu punem în cer. Nu-i principal, da. Nu, dar și
trebuie să luăm în calcul și drumul spre Onești. Da, păi da, mai ales și de Onești. Și asta ce da. Haideți să revenim la noi. Revenim la de ce ți-ai luat? Păi nu știu ce nu-i zic dau acum, că trebuie scoat să te iei din Drăgoare. Mihai va veni cea. Păi schide Mihai Creang acolo. Aia cu dreptate. Aia cu dreptate. Eu creangă, l-o întrebat pe unul care o termina. Nu-i zic eu creangă, domnul primar. Mihai Creang. E ușor de scris. Eu că tu de reținut. Era cu pedura ei Mihai Creangă, știți? Bun. Polița de la Cămin am pus noi strada Tineretului, de la Școlăvei. E bun, e bun, ne face acolo. Următoarea la Vasile am pus un mai. E bun. E bun. Fără rinul. Următoarea la, la Duma, am pus-o Păci. E bun. E bun. Da. Următoarea la Lăcătușul, am pus-o Fabului. Așa, e tot ce l-a făcut. Și aia care e închisă și poate cu ocazia asta o trecem lângă pot, o să ne dăm la instanță să o deschidă cu gardul de lângă biserică, am pus-o strada Viorelilor. Așa, e bun. Dacă ai și un nomenclator, acum aveți la instanță cu dovadă. Da. Nu? Dar sunt de acolo. Am și ridicat topul și ridicator de domeniul public. Avem să supune stanță data și pe mai departe. Nu punem la cocine de pentru. Deci era un drum. Era un drum de exploatare. Exact. Exploatare e tot public. Când nu-i inventarea de domeniul public, nu-i inventarea. Nu știu de ce instanța a făcut. Supunem la vot străzile astea. Denumirea străzile. Da, nu terminat. Bun. Cine este pentru? Toată. Rămâne așa, da? Da, 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 da. Să luăm parada, da? Să-mi dăm la monument. Pipiți jumătate de oră de sună, da? Da, mă urmăriți cu mausul. Adică eu mă uit pe ecran. Păi noi te urmărim acolo. Mă urmăriți acolo, da? Deci să-mi dăm la monument și de la monument până la Costică Bursuc, i-am spus strada eroilor, le mândăm în de monument. Da. Rămâne, da? Da. Strada principală, i-am dat noi cei de numire. Aici am eu o propunere. Ținând cont că drumul ăsta e drumul județean, duce la Borcești, Onești. La Borcești s-a născut Ștefan cel Mare, doctorul nostru, să-i dăm numele Ștefan cel Mare. Exact. Cel mai bleacă. Și am mai la Ștefan cel Mare. Păi, pune-mă la domnul primar, din câte am văzut eu, comuna Parava vine de la un boier, dar perioada ștefaniană, Pârgu, nu? Deci tot de la Ștefan. Parava vine de la Pârgu, nu de la Ștefan. Deci Parava să aibă denumirea asta. Și Drăguș a venit la Drag. Care era tot un... de la Dragoș? Tot un plăi de al lui Ștefan. Dragoș era descrivătorul Mordovii. Mihai Videa. Totul. Care e? Ai fost în fraja Dragoș. Și pară, după Ștefania Imnescu. Cap, Drăgușa. Ștefan Gemar. Ștefan Gemar. Dar merge cu continuitate până Răgălea. Ați furat pe Ștefan Gemar. Drăgușa? Păi da, e de mult mai vedea. Dar să aduce și la Drăgușa. La Drăgușa, puteți să spuneți Dragoș Vodă. Gata. Nu, da? Nu, da? Da? Sunt cu mausul pe strada la cimitir. Am pus strada aici pe vindeți. Da, e bun. Da, e bine. Și așa, el era acolo. Trebuie să fii strada în vinerii. Hai să punem asta cu denumire spre oraș sau municipiu, Onești sau Borzești. Care? Strada principală. Și așa... Nu, nu, lasă-o așa. Nu, Ștefan cel Mare. Pentru cei de la... Era bun, Ștefan cel Mare. Era bun că ducea spre Gheorghe Gheorghe Udeș. Da, Ștefan cel Mare. Gheorghe Gheorghe Udeș trebuia făcut. Haideți, lăsați. Bun, hai, mergem. Haideți să lăsăm cum să vorbim de ei. Hai, gata. Dar suntem aici undeva unde sunt parte fundată cu unde la mea costică. Am discutat, da. Da, am discutat. A pus nordului. Da, da, da. Pe noapte fundat ei pe cealaltă. Da, da, da. Da, Uliță Codrescu, am pus spre un soare Anton. Da, da. Nu, trebuie modificat. Ei, puneți Băștinaș în zonă de acolo. Dar cine-i Băștinaș? Cine-i Băștinaș? El-i de la Gheorghe. Fost preot aici în 860 de ani. Nu, 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 schimbați. Dă și urât pe acolo, cetătăi. Nu, îi pare, vă spun eu. Mai face scrânulare și... Dar trebuie. Deci trebuie să caută niște date peste el. Să-i evidențiar. Să-i evidențiar. Suntem la ulița de la Cămin, la care duci în Dala, s-a pus o stără la Libertății. Aveți văzut? Da. Da, spuneți. Veți vin la ea? Rămâne așa? Da. Spune-mi Dala? Nu știu dacă. Da. 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 Da
Unii pișcuți, are vreo... Dacă și ați libere acolo, băi. Păi, de fapt, ai dreptat. Ați libere. Ai liber. Băi, n-au treabă. N-au treabă cu comună, n-au treabă cu comună. Dar nu vrea așa de domnare. Ești liber, liber. Da, să te aflăm la Gheorghe Zaria, i-am pus strada Sudului, că se orientează către Sud. Dacă vreți să o schimbăm, o schimbăm, nu-i... Dar mai sunt poieni, mai sunt pom, mai sunt flori care sunt... Rămâne așa? Sud. Deci, spre începarea strada Ștefan cel Mare, deci spre strada Bazilului, deci la Bazilul de Apă. Așa e în strada Saltului, să nu faci, deci în pădurea de Saltului, nu? Am pus-o. Ai pus-o la supare, da, da. Așa suntem la uliță la Leonida, am pus strada Sârci. Da. Da? Da. Acolo sunt și Sârci. Păi sunt 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 Sârci. Da, să vine la uliță la Țâțu și am dat strada Teișului din Deau și Bun în Bale. Iar cealaltă, care face stânga pe la postul Marandrei, știți cu cornul. Iar ulița de la... De la Nea Ion Trainicu, am dat-o de numire strada Mahului. Mahului? Da, Mahului. Nu, am luat și eu denumirile străzi și am zis, băi, hai să vedem care, la care poți să-i dai ceva. Ai frumos. De la Max. Da, zici cumva, poți să-i dai. De la orică, la astea. Ori drog, zici ceva cu drogul. Da, mi-a firul îi pune, mă. E bun și mă acum. Eu aș vrea să vă propun. Mai lăsați-vă cu... Nu m-a puțin acum. Da. Mai bine... I-ați dat și așa, au rămas o stradă liniștită, acolo locuitor nu mai sunt. Da, da. Vă gândiți la un aspect, dacă ați fi din altă localitate, să fiți la monument, să vedeți în stânga strada București și în dreapta principală strada Onești, v-ar ajuta lucrul ăsta? Din Brăila, să zic, veniți să vizitați mănăstirea, să ajungeți la Onești, no, drumul județean. Da. Nu ce, domnul Ovidiu? Nu ce? E o preferință a noastră sau e un ajutor și pentru alții? Nu sau pentru viitorul copiilor? Nu, 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 dar trebuie discutat asta. Ajutor cu numele străzii nu îl dai prea mult, indicatoare dacă e. Indicatoare, dacă ați călătorit prin țară, vedeți că vă ajută ieșirea strada Iașului din Vaslui. Clar, plecați spre Iași. Calea Bărbatului, da. Calea Bărbatului din Bacău. Toate sunt cu preferințe. Calea Moldovei, se pleacă peste Piatra Neamț. Nu-i așa? Strada Republicii spre București, ieșirea. Un aspect era, nu era obligat. La Nicolae Marcu. Ștefan cel Mare și Sfânt. Și-am dat eu sudă uliții Marcu și Cortului. Am dat la Morcoteț, uliții nu-mi pom că duce către Morcoteț, către pădurea Morcoteț. Vale, și Bătarul Timu și Bătarul. Bun, ia să nu. Mai bine dați acolo la Bătarul. Dați-i voi să vă spun. Aici am vorbit cu cetățenii și spunea așa. Ar vrea să dăm continuitate satului, deci de aici până la Cortoneană. Iar de la Nicolae Marcu, cum spune domnul Vigi, strada Onești, pentru că totul se merge la Onești. Perfect. Mai ai probleme cu... Ar fi corect acolo. Acolo e bine. Păi, ar fi corect. 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 Așa știi. Ar fi corect. Eu am gândit de strada. Ce faci? Ceva până în capul satului. Mi se pare normal. Eu cred că e bine. Drum mai... Acolo e bine, o stradă Onești. Bun. Care a fost să nu se apropie locul ăsta. Aici la capul satului. Dar vreți să faci de ce mă ascultați. Eu când mă duc la comisia asta, instituția prefectului care o să dea aprobare așa, poți să vin cu hotărârea de Consiliu și nu o să fii de acord cu lucrul ăsta, adică nu că nu-i punem noi strada Mărcotețului. Să merg cu varianta să fie strada Ștefan cel Mare și așa. Da, din cap în cap. Da, pentru că da. Pe drumul către Rădoaia avem Ștefan cel Mare, 3 case, 4 case. E bine, dar e continuitate până în Rădoaia. Dar puneți-o pe atât Ștefan cel Mare. Știu că pe atât strada Onești, de zile. De momentul în care ți-o ieșit din sat, nu mai ești pe stradă. Ești pe drumul județean 206 de. Că strada asta e cunoscută de toți. Nu poți să-i dai de mine. Acolo toți Ștefan cel Mare. Acolo care convine, nu treabă. E din Onești. Păi asta vreau să spun acum. Nu se pune implicator, domnule. Să lăsăm întreagă. Ștefan cel Mare și... Și varianta. Bun, eu să merg cu propunea, dar nu știu dacă cât mi s-a gândit. Dar atunci spuneți Morcotez de la Savaria în corp. Vedeți că dacă e cineva să este omul GPS, este strada Orești. Da, acolo are de altă stradă. Nu, dar de altă stradă. Noi reprezentăm aici comuna. În Golmechi. În
Strada Răzeșilor. Cum? Răzeșilor. Deci lumea se gândea să îmi gândească de aici, până... Și eu am de da, așa mai faină. Da, da, așa mai faină. Da, așa mai faină. Creierosul nostru, creierul ăla, Mititel sau Lare. Drumul ăla principal, ca unde îl duce? În stânga sau îl duce în dreapta? Da, până la 20. Păi în stânga duce la Rădoaia. Nu, 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 următoare așa. Dar... Deșer ăla, 200 euro pe care îl duce. Aia, eu zic că de la drumul care duce la Rădoaia și drumul care merge pe uliță, care zice că e uliță și nu e uliță, că e drept. Nu este. Băgați în nu. Deci dacă am pus undeva, mi-a evident cu numele bun. Dar îi pus undeva. Eu parcă zgâlat. Eu ce dus așa. Pe acolo există canton spre pădure? Strada cantonului? Toată lumea știe. Sau nu știu. No, nu. De unde de la pădure? Dacă nu e pădure. Mate, mapa, Antic. Păi strada ce? Mai degrabă, să nu mai vine să stai din zona Alexandru. Greacă de la de la. Dacă George Coșcoc, da, râpana, poe, zărădește Mihai, George Coșcoc și doamne, râpana, nu. Nu se la barieră, nu o poți cu cine nu te. Dar nu poți intra la barieră și pulna. Ce treabă ai? Da, domnul polițier. Nu are când nu prea să nu. Nu. Și principal era Ștefan cel Mare.
Mihai Nedeazu. Stau strada București, nu știu dacă mergem și... Da, da. N-am eu treabă. Care... Dar la strada pozitiv, să mă zic la înainte. Dar am pus de la Boboc până de la Tfari. Așa, cu inițiativă. Păi vine-ți voi, din denumire. Ștefan cel. Bă, tu trebuie să rog ușor, Ștefan cel. Trebuie să rog ușor, Ștefan cel. Principala mea. Principala mea. Păi, strada Dedu. Bucă, strada Bucă. După partea mea. Dedu Vasile. Păi, pune-o. Strada care duce de acolo până în deal la Maria Ioanei, am pus eu denumirea asta de Scânteie. Așa, de la Scânteie. Aveți altă propunere? De am foc, da. Foc. Ulița din fața mea, care trece de la Costică Doamcu, Nelu Borcea, Vasile Gavlescu, Vasile Bătavu și ies în față la... la Necoaici Botaro, i-am pus denumirea de strada Ciocârlii. Așa, cred de Ciocârlii. Ulița care pleacă de la Vasile Străinu și ajunge la... aceeași intersecție la Nicolaici Botaru, i-am pus strada cu Dumnezeu. Da, strada este în care. Prunii, că sunt prunii acolo. E, lasă prunii. Sunt, da, de asta am și pus strada acolo. Așa. Sunt prunii acolo, sunt și de la goale. Strada la Chiu. Nu, prunii. Sunt de la intersecție la Boboc. Da, și mă urc către doamna Lili. Strada Străoaneți. I-am pus strada Străoane. Bun. Vă ce? Și spre Nea Moș. Și Nea Puliță și spre... Deci imagine, rămâne strada asta, nu mai faci să spui cu dacă nu știu care. Da, e Străoan și numerele. Da, de la Troiță la Bojoagă, dacă știi cine e sau da, 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 da. Ciubotaru până la Ion Popa, i-am pus strada Menișorului. Da. Da. Dosul tot. Da. E strada Preo Mironiu. Da. Da, da, da. Da? Adică ajunge de la până la Chiamuș până asta. Exact. Aici suntem la Pola Vasile Drobăt. Da. Da? Și ne ducem pe strada, cum era ulița Drobăt de Emil, le-am pus strada Unirii pentru că s-ar uni asta cu toate ulițele până la doamna Pop. E bun. Da? Da. Ieșim iarăși pe centru și am ajuns la ulița lui Domnul Dumnezei, care a dat denumirea poet, dar nu poet, scriitor Tifanii Constantin. Scriitor. Scriitor Tifanii Constantin. Bine că n-a spus Tomozei. Procuror. Următoarea uliță, adică la colega noastră, fosta noastră colegă, Țibordei Maria, i-am pus strada Salcândul. Așa. Se duce în Salcând, exact acolo se oprește. Ulița pe față, cum era denumită în nomenclatorul vechi, i-am pus strada Soarelui. Bun, acolo stă Soarele. Bate Soarele. Uliță la Cosnești. Dealul Boului. I-am pus strada Primăverii, inclusiv până la Nelu Bărbuț în poartă. Uliță la Chelărești, i-am pus strada Zorică. Bun. Acolo putea să fie Chela, că acolo a fost numai toată familia lor. Toți familia. Chelărești, lasă-mi. Păi nu mai e acolo, altcineva nu a fost. Din tatăl în fel, nu există, nu s-a. Sunt la Mișu Pelița. Da, zi, domnule. Poieți. Scriptul. Păi, atunci ar trebui să scoți strada Schidului de acolo, să vezi mai invitează până la deal. Absolut, lasă toate. Și poți face strada Schidului când o fac la stăt. Da, din la Manoli. Da, Schid, am pus de la Mănăstit. Asta pe la Manoli am pus un noi strada Livezi, bă. Așa, că sunt. Că sunt Livezi, da? Nu prea sunt. Sau strada Iadurilor. Sunt Iadul Pipești acolo. Staful de campanie PSD. Pe Livezi nu știu cât mai sunt pe acolo. Și am ajuns la uliță la Catinca. Da. Și am dat strada Speranței care ies la Vasile Pintilie.
A, da, pe de sub pe acolo. Stare Speranț, nu? Speranț. Vă rog frumos să-mi acolo. La patru din viață de asculța. Înseamnă că nu mai e ultimă speranță. Suntem la locul de acolo. Da. Cine dasca? Ulița care vine către Parava și trece dealul la... La Maniești acolo, nu? Așa, mi-a pus strada lui Dumnezeu. Are trei case. Ia patru, da. Pe cel mai mult. Ia șoptit două de mine. Suntem la Nicolae Pintelie și o coborâm către Vasile Pintelie și apoi către Schid. Și trecem strada Schid. Mi-a pus strada Sfântul Alexie. Nu, de la Schidul Schid. Alexie. Mai bine. Da. Strada Schidul Alexi. Strada Schidul Alexi. Cine pune pe GPS acolo îl duce direct. S-a declarat. Oamenii nu văd un indicator nou, că trebuie să ne gândim la arta cartografică, GPS-ul. Asta măsoară, de fapt, și asta... Dar mai bine vă legați nu de Schidul Alexi de asta. Vă legați de Poiana, cum mi se spune de numere acolo. Pe locul Dumnezeu, fără Dumnezeu, zis Poiana Dumnezeu. Exact, vă legați de simbolul ăla, de când e din... Există. Da, dacă există schimbări așa cum punem alte de numere. Dar nu îi puneți denumirea poenei respectivi. Vă regați ceva de antic, din trecut. Nu puneți acum. Mă canonizați pe mine, sfânt, mă puneți acum. Asta e mediul restrâns, cine știe de voia lui Dumnezeu. Ba știi toți. Întrebați pe cineva, nu știi alții. De la noi. Toți știi de la noi. Știu. Lasă că știi. Știi schita. Ai cum să nu știi. Ce caută schitul sau poiana? Da. Nu, doamne, trebuie pus în locul care a existat acolo și a păstrat denumirea până astăzi. Cine știe, de 3-400 de ani de când... Că doar nu-i pus de astăzi. Noi de 3-400 de ani, de 150 de ani maxim, de la... Nu, și mai greu. A, de ala, vei, nu știu. Ați fi de la pus. Mai aveam. Domnul președinte, sunteți la vor. Acum. Bine, ar cumva. De când de suficiența de sat. Să mai face vreo modificare, că spune că la... N-am enumerat prea mulți poieți. Nu mai e mulți poieți. Trecut prin ele, băi, gata. Dar nu am prea avut așa mulți. Adică, domnul Vasile Alexie Andreea, că nu știu că ai spus mai calul. Mai lăsați așa. Nu pot că e moldoveană, îi rămâneai pietre cu șan principal, Vasile Alexie Andreea. Acum nu spun că mi-ai evitează un moment de stradă. Dar e mai bine, Alexandre, e mai bine. Să leagă, e ceva din județul nostru. Nu a fost un om, cineva. Și principiul cam asta e. Gata. Deci eu o să vin în ședința următoare cu proiect de hotărâre cu aceste denumiri. Sper să ne le accepte comisia de mai avem o stradă, care pleacă din drumul 119, nu 119, cât e Răstoaca. Pleacă din Răstoaca, pe malul Siretului, da. Și ajunge la SC Servut, da. Da, acolo, la punctul de lucru care e Parava, și la ferma lui Bicicul. Strada Siret. Și i-am dat strada Siret. Așa, acolo de bine. Ce vreau să vă spun, să menționați acolo pentru la Teiuș, da. Strada principală Iteiului, da. Mărarul, Mărar, Fântânele, Fântânele. Dar avem o stradă la noi... Lasă, îi săptăm la ceva. Nu. Domnul primar, ține cont, eu doar deci acolo trebuie să fie denumiri puse de stradă în cauza că nu e o casă două, o mică față. Spune-mi la vot, străzile din satul Drăgușani, cine este pentru? Pentru. Da. Vasile Alexandrie principală. Da, Vasile Alexandrie principală. Moldoveanul nostru. Acum hai să mergem la diversii. Magie trebuie să fie. Că magia rămâne veșnică. Domnul Filibașa Maricel, vă rog frumos, luați domnul de 60 de ani, te iși, dar... Domnul președinte, iați-mi voie să prezint, eu și încerc. Scuze că vreau să vă duc. Nu eu vreau să avem o discuție la hală ședinței. Adică legat de... Ia uite. N-ai voie. Eu vreau să vă prezint... tot a fost vorba de școală, da. Vreau să vă prezint
Sibiu, cu care l-am dus la Ministerul Dezvoltării. Da. Cu pozele făcute la faze de determinante. Dar puteți și vorbi între timp, că asta se vizualizează. Da. Da, 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 chestii tehnici, da. Da, da. Aici specialiștii îți dau părerea. Și de ce am o să domnul Veci, ce ne-am învățat? Dar nu el are treabă, mă, nici nu am învățat. Constructorul, dar Florin nu a făcut parte din comisie, mă. O chema la nimic, dar comisie au fost pauză. Și au avut obligația să decorpeneze acolo unde au fost cămășurile făcute până la 5 cm rostului de la cărămidă. O să vedeți poze. Dar nu noi nici n-am întrebat despre asta. N-am comentat la chestiile astea. La șarpant aveam noi dubii. Vreau să știm câți căpriori... Hai să vedem dacă are poze pentru șarpant. Da, hai să vedem. Hai să vedem șarpant. Da, dar șarpantul pentru vecinul s-a făcut? Uite aici. Dar acoperi, dar da, și atunci nu sunt căpriori. De ce vă... A zis că nu trebuie să existe fiindcă a fost făcut... Nu, n-ai înțeles. Nu, nu, nu. Azi, cum nu? Hai să vedem. Păi, am zis că nu s-a schimbat pe școală. Pe școală, da, la șarpanta de la... Sunt puși. N-am obiecții acolo. Dar am zis ceva acolo. Domnul Bucur, nu mai dați la obiecții. Nu, spune așa. Deci nu s-a modificat acum. Uite, uite, uite acolo. Șarpanta... Uite, uite. Arată-mi un nou. Păi nu, nu s-a schimbat tot. La școală. Doar spre... Schimba niciunul. Pe școală. Că la niciunul sunt școală. Păi nu poate ce sală. Păi nu asta mă întreba. S-au schimbat sau nu? Asta vreau să știu. Nu schimbați școala. Dar nu au ia uite, schituiți. Uite, ia schituiți. Dar acum mă zbuiți acolo. Asta e problema. Ia uite. Uite, acum îți dați cu chit. Cu far, desigur. Nu, e chit special pentru lemn. Da, noi asta mă întreba. Asta mă întreba. Păi probabil nu este așa și din proiectul. Pus chestia așa că... Dacă nu s-a făcut acoperișul, de ce sunt căpriori prinși în cam așa ținținul? Nu, nu, măi, erau locuirii șarpante. Și locuirii șarpante înseamnă și căpriori, și grinzi, șarpante, dar șarpanta e în viitoare etapă, nu? Aveați procesul verbal, am reușit să-ți... E acoperiș. Da, nu, e acoperiș. Nu, procesul verbal, vei. Hai, dați-i, domnule. Bun, dați-i înapoi, dați-i înapoi, dați-i înapoi. Așa, așa ce avem, spuneți-mi ați ce avem aici. Apartam. Păi cum să nu știți? Păi de ce trebuie? Sunt constructor ca să știu cum să nu știți. Păi dar nu, dar ai spus că ai la fază terminat să-ți scrie acolo de unde-i poza. N-ați fost pe șantier, ați făcut vizite acolo, m-am văzut în poza. Păi spune-ți de-ați ce-s acolo. Ce? O lucrare de mântuială care s-a fără. Păi lasă, mai discută în serios. Nu, așa e. De ce mi-ai dat? Dar am fost cu tăția. Și bani luați cât un căpăr. Ridicai o clădure din nou. Deodată, cu picat. Este ce a luat eu în primire de la ei și vizită și noastră. Asta a luat pe doamna. Da, deci s-au luat grăurile alea care aveau cu școbitii, le-au luat, le-au rașchetat, le-au... Nu, dar citiți cu bocitare după aia, eu am procesele de mare, cum s-a făcut, cum s-a împărțit. Da, dați-i s-au luat cu sinerii, dacă... Asta mi-a dat 1000 și eu le... Asta ce s-au... Da, 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 nu, nu. Din asta, dacă tăiași nu s-au făcut... Lasă-mă că nu asta. Mă, nu, 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 deci... Dar putem da drumul însă și la diverse. Haideți, domnule. Haideți, suntem aici. Domnule Filipaș, vă rog frumos, dacă aprobați, îi dăm cuvântul lui domnul Pisa. Noi, dar eram aici, hai să o terminăm pe asta. Păi nu mai aveți mult la asta. Dar o zic că ne putem privi așa și să vorbim și despre diverse. Haideți să mergem. Haideți, mai aveți obiecțiuni ceva aici? Hai, spuneți, ce-i problemul ăsta? Oricum noi nu avem nicio treabă, nu suntem speciali. Așa nu putem să dărâm amia și să facem iar ceva. S-a făcut, de acum ce mai... E bun făcut, ce-o mâncat aia? Păi aia... N-ai venit, dar facem altă nouă. Da, păi de asta e din 60. Facem alta, nouă și nouă. Dar asta e și bună doar dispația alta. E bună. Era bună structura așa de-a. S-au băgat fier și în structură, că am văzut nu, și nu, 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 știu, dar și primarul a spus, era bun și fundația, nu? Da, adică să știu, era ipotopic care nu trebuie să știu. Deci, ce întreba să noi, dacă s-au înlocuit căpriorii? Dar nu s-au înlocuit căpriorii. Păi, asta vreau să știm. Dar nu cu toți, că niciunul nu s-a înlocuit. Niciunul s-a înlocuit. Dar trebuie să merg la fața locului. Hai neapărat specialitate. Ce s-a schimbat? Asta trebuie să fie voi. Îi ducem, îi trebuie în interior. Îmi pot și filmăm, pot și vedea la fața locului. Ce faci de-a făcut? Dacă o schimbă ceva. Păi
ce mi-a materialele de 2 lei? Băi, domnul Vici, dacă nu a fost nevoie de înlocuiri, nu să înlocuiești, ce vrei? Era neapărat nevoie să înlocuiești. Dacă nu a fost nevoie să înlocuiești, de ce nu? Sunt pe noi, dar sunt pe WC-ul și pe aia de... Care s-a făcut nou, am făcut nici nou. Și noi vrem să știm dacă și aici au fost de sufletul. Nu sunt, nu sunt. Păi, nu de unde vin la asta. Hai, vreau să v-am potrivit? Nu, nu, nu. Hai, ia cuvântul domnul Pișcu. Lasă-i spune-mă. Ce geamul era? Nu vorbi geamul care le-au luat. S-o putrezi, nu. Hai, nu vă țin. Da, asta îmi trebuie. Uite, mă trează domnul primar. Da, păi, ai cum să adică vezi? Nu, da, ai. Vice-primar, când pleacă domnul primar, sunteți ca și primarul, nu? Locuiți atribuțiunile din a lui, așa? Vice-primar. Cum adică nu aveți acces la documentele la care nu, aveți acces? Nu am acces. Păi, și aveți aici proces verbal de predare primirii, așa? Noi avem procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Și acolo pomenește toate cheltuielile și ce s-au făcut. Am înțeles de multă. Ai notat, ai astea de acum... Și mai era pe priori pe ultima priori pe ăștia sunt mai. Da, așa nici ce spuneți cu voi. Dar mai are pe anexă. Dar nu a spus mai că pe aia sau pe aia, sau un locuit. Pe noi am încercat să nu am cerut acum specific, da, unde sunt problemele. Bună ta, domnul primar. Nu, așa, dedicatul. Domnule, uite din proiect, citiți proiectul și după aia veniți să spuneți. Domnul Bișu. Dar tu n-ai citit? Da, am citit. Și ce spune? Da, ce spune? Da, ce spune? Dacă vă spun, voi nu credeți. Păi spune, domnul primar. Ca să știți și voi după aia. Domnul Bișu, ce înseamnă reabilitare? Să reabilitezi căpriorii vechi pe casă sau să schimbi căpriorii? Reabilitare nu înseamnă schimbare totală, domnul meu. Păi da, banii ori au luat. Păi și l-a schimbat sau nu? Păi l-a schimbat sau nu? Păi nu schimbați acolo, nu a fost nevoie, măi, dragilor. Nu ce-am făcut expertiză. S-o înțeles asta special. Hai, acum nu e schimbat, dar băi, reabilitare înseamnă schimbare? Uite-te în dicționarul român. Reabilitare nu înseamnă schimbare. Dintr-atâția căprior nu a fost niciunul stricat, domnule. Băi, dar voi nu înțelegeți că acolo în proiect nu scrie schimbarea căpriorului de pe aia? Scrie reabilitare. Și dacă ai încălzit... Am lămurit o lămurit în primar. Hai, liniște, ia cuvântul domnului Vladimir și domnul Pistar. Dar ai construcții nouă, domnilor. Asta înseamnă. Domnul Pișu, ai ceva de spus? Pune la diversii, fii. Păi am o problemă. Lăsăm școala, că școala s-a terminat, gata. Da. Domnul Pișu, da. Știți că au fost probleme cu informații. Nu pun mai problema că noi intrăm și mie și la vecini și la ceilalți. Domnul Pișu sau ceilalți spun că nu mai există canal. Vă spun de ce nu mai există canal. Pentru că ei că și-au făcut intabularea, fiecare au făcut cum au vrut, deci n-au primit. Deși în, cred că în dosarele primării există în domeniul public acele canale. Nu există. Nu se poate. Când s-a făcut măsurători, cine a măsurat acolo, o ținut cont de canal. Da. Da? Deci dacă mă uit în caietul de măsurători, apare canalul. Da. Când mă uit pe titlul de proprietate, nu mai apare. Nu mai apare canalul. Cine a fost după Mișcu a cumpărat pământul de la... Eu am fost după măsurători, doamne. Dar eu știu foarte bine ce s-a făcut acolo, s-a lăsat. Da. Și Mișcu acum este vecin în documente cu spătarul. Noi cu canal. Nu a fost din 96 canalul, a fost până, suntem în 2018, doamne. Că tu nu erai născut, domnul Blanc. Când eram eu primar, tu nu erai născut. Ce vorbiți, domnule? Eu, oamenii aveai. Când s-au văzut, și eu ați văzut până. Dar n-am văzut eu, măi, frate. Și n-am văzut, n-ai înțeles. În titlul de proprietate, deci, pentru titlu trebuia să facă, să lese canalul și băi vecea titlu. Pentru a fost trecut. Dar trebuie să trebuie. Dar voi să vorbească domnul Pișcu, nu v-ați înscris la cuvânt. Când v-ați înscris la cuvânt atunci. Hai să nu facem balamuc aici. Care ar fi soluția? Eu am încercat să discut cu Pișcu. Hai să vorbim și cu cordonenii, că sunt înțelegători. Nu se poate la. Băieții sunt înțelegători. Ne mutăm spre ei un pic. Ne îndreptăm spre ei un pic, să facem totuși da, acolo. Tu ai vorbit cu Adrian, dar ai comis? Nu, eu și-o pus și lucrurile. Domnule, eu am pus lucrurile în hat, exact la un metru. Îi dați voi să vă spun. Curăță șansul, dar nu fii cu utilaj acolo. Curăță șansul cu lopat, așa, dar șansul ăla trebuie să-i dai o leacă de linie mai mare. Da, dacă le-ai de linie mai mare, trebuie să treci cu utilaj ca să-l vedeți acolo. Și eu l-o pus cu... Să-i dai cum faci. Dar l-au pus lucru în hat, domnule, ai voie să fii, eu vă întreb pe dumneavoastră. Păi, iau, să aibă problemă acum. Bă, dacă nu mă poți să aibă problemă. Eu să aibă problemă. 5-6 metri. Concesc că nu știu, e la instanță cu operație. Domnul președinte. Spiesa lui.
Hai să luăm tot domnul. Dar nu, eu vă întreb, are dreptul să planteze nuc în hat cu vecinul? Pe asta întreb. Legea 50 spune... Asta vă am întrebat, eu nu. Doi copii. Și nu vă probleme. Legea 50, 2 metri, dar nu spune de nuc. La om este în hat. Dar în hat. Ce menționează? Problema este că... Suferim inundație în inundație, nu mai e o persoană. Nu există cale de scurgere a apei și trebuie să luăm o soluție aici. Deci găriți un canal de scurgere a apei. Absolut. Este, da. Este, dar nu... Era infundat. Nu s-o ținut cu corla. De comatarea. Da, da, așa. Ce traversa apei, proprietatea domnul Pirul. Atunci nu se vede accesul. Aha, bă, fraților, dacă era și la mine și eu lăsau, uitați-mi de alt, unii s-au asfaltat, o rup din bucata mea 200 de metri, o pus acolo asfalt, nu mai trebuie să rup. Dar ce așa o avere 10 metri pătrați în 200 de metri pătrați? Pe o parte, pe altă parte, dau dreptate lui domnul Pișcu. Da. Așa, mă închid dumneavoastră ce vă vine. Nu-i nici noi. Pentru că, ce se întâmplă? În cazul referitor ce se întâmplă așa în Parava, aici în fața dumneavoastră, e cazul asimilar la Rădoaia, la un curte, la Fornichim. Deși proprietatea lui privată și de la drumul principal care se adună, venind toată apa care vine de la Dumbrava și coboară toată prin sat la Rădoaia, se duce prin curtea omului și nu i-a asigurat nimic a Consiliului Local să-i facă dale, dat el din buzunarul lui. Vreo 120 de milioane de lei vechi. Nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat. El și-a betonat o perțiune cât ține curtea lui. Și-o bucătărie îi scădea. Șansul trece la limita proprietății de două proprietăți. A fost un vechi cap. Nu tubul ne-a dorit el. Nu tubul. Nu tubul care a lăsat. Dar nu betonat. Pe betonatul, dar nu o să se interesează ce știu ce este. Ce a fost de președinția? Nu mă interesează. Să iată ce a interesat de șani. Să scriți în procesul de rog. Da, să iată ce a interesat de șani. Nu am o problemă. Ioniță la acum la 20 de ani în frățenii. Ioniță la de acolo trebuie să scurs apă, e prea suchit. Există o oriță care asta e domeniul lui. Chiar că e în domeniul public, ai disimită pe titlul de proprietate, să vedeți. E în domeniul public. Pe o liță la Savi, lângă părintele Savi. Da. Nu se dorește să intri cu unul de la așa acolo, sunt proprietăți care vin până la deal, dar e în domeniul public. Da, și cine se zice? Eu văd că negru, tot măr, el e proprietar, dar nu cred că este proprietar acolo pe nimic. Sunt oameni care nu stau așa, chiar nu se poate ieși. Noi... De negru, de unde, da, unde zici negru? Negru, Ionel, la acolo. Da. Nu la Udre, el l-a luat la domnul de acolo, care tot până în spătăresc, la... Cum îl cheamă? Fratele Nea Miticu de acolo. La Jean? La Nea Jean, da. Au ei pământ acolo? Da. Jean are pământ, e pământul spătăresc. Unii casa lui Botezanu și casa lui Udre au fost pământ de al lui Spătar. Numai o parte au fost din București. Ei, acolo bunicul meu a cumpărat de la Iordan Chisiu o uliță care deservea drum. Și este trecut, m-am uitat, e trecut în... De uliță care cântam mai la deal. De lângă părinte. Este uliță cumpărată de bunicul meu. Nu există document acum ca cumpărat. Bine, dar au fost întotdeauna. Primar, trebuie să preveniți chestia. E prevăzută, domne, nu înțelege. Ai închis ulița aia? Nu, vrea să o închide că vezi banii, nu știu ce. Păi, dar de ce? Dar acolo are ce și la Ghiță Munteanu? Are și Munteanu, are Ghiță și ăsta, cum îi cheamă, Nea Victor de acolo, părinte, Savin, ceilalți. Într-adevăr, s-o dărâmat acolo malul, dar vrem să facem o leacă, să ne ducem și noi la proprietățile noastre. Cum am făcut peste tot drumurile. Putem într-o zi să băgăm o leacă multe, lași să rupim un pic. Alea de acolo. Dar nu uniți avem de popa sale. Ba da, ba da, aia. Care-i sus, care-i sus. Păi trebuie să-i drum de exploatare, trebuie de pe planul... Păi este trecut, dar cum să nu fii? Și este trecut până în proprietate, la, aproape la noi, așa e trecut pe acolo, că chiar am lăsat când am măsurat. Domnule, nu este. Domnule Pișcu, ce trece, doamna secretară? Nu trece nimic, nu mă interesează. Atunci, vorba, nu se poate la dosar. Soluția ai, domn primar, că dacă treci la dosar, vorbele tot acolo rămân. Frauză, dacă secretar. Trece acolo, mai bine. Așa, nu mai trece, nu mai bine. Ideea este așa, din punct de vedere legal, există dreptul semnificute, da? Prin instanța judecătorească, dacă nu vedeți la mica înțelegere cu proprietarul, instanța îl poate obliga. Dar nu este proprietar. El are, eu știu, proprietățile. El se face acum proprietar. Haideți să vedem dacă e drumul de exploatare. Da. Adică să luați în vedere când aveți odată
treabă și cu utilajul, să-mi pune și pe ulița aia, că și noi suntem acolo plătitori de impozite și ceilalți de acolo și taxe și chiar dăm și suntem corecți. Da, da, nu duce în câmp, nu duce la... Nu contează, domnule, la proprietatea. Și care-i problema? Și care-i problema? Să înțelească proprietatea, omul să se plăcă. Nu numai am mea proprietate. Sunt mai mulți proprietari acolo. Și ar mai fi o problemă. Am cărat piatră peste tot. Este o singură ulicioară care este a cimitirului și în stânga domnul Vici. Niciodată nu s-a cărat o cărăță de piașă. Există două case acolo. Acolo unde locuiește bani voi, nu? Gruia, eu mă vine Atencisul Dâra și cei doi singuri de aia. Nu s-a cărat niciodată. Un pic, nu trebuie bun. Nu se poate intra pe bun. Piatra Subati. Domnul Zeric, sunteți neștiintori de cauză. Acolo, de, acum doi ani s-a pus pe acolo. A enervat, gata, iar. Podul, podul. Podul o să facă că n-ai să fii batalii primar. Nu, eu dărâm. Eu dărâm toate șanțurile, dar nu există soluție. Dar nu faceți după ce am făcut investiții, și a fost, acolo n-a fost niciodată. Nu dă drumul, o să vină mânul toată. Dar nu cât dă drumul, a fost. Ia să văd dacă erai tu în cazul ăsta, ce ziceai? Cum puneai problema? Vreau să te pui tu în problema mea, în situația mea. Lasă, mi se pare normal în fața unui local sau restaurant să fie șansă. Dar nu vi se pare frumos în fața unui local sau față să fie frumos ce am făcut acolo, că am făcut frumos, nu? Vreți să vină bolovanii? Face rigolul care o să ardă. Păi nu? De exemplu la solare, da? Nu am investit. Da. Ia, bă, ce posibil să fost o oprire? Da, bă, dar aici poate să treacă apa aia. Poate trece, poate, cu pic de proiecte, se poate. Dar nu este în actualitate, dar cum? Acum, dar nu vezi ce este cu mine la poate. Eu am zis, dacă este cu mine la poate. Ei, tot de la ședința? Nu. Păi, dar cum la divers de s-o oprești? Dar trebuie vorbit cu cordonenii și cordonenii o sunteți care au înțeles. Ce fenomen oprești? Da, unde că trebuie făcut lucrurile? Hai, următorul, domnul Pișcu. Gata, domnul Tereca. Ne uităm acolo, vorbim pe urință la Savin. Da. Da? Și mie îmi dă un drum de exploatare mai la dea de Savin. Păi ăla este. Păi de la dea de Savin, da. Da. Adică pe un curte la... Păi, e podul, e podul, e Savin, se duce la Vale. Se duce la Vale. Nu, prasa pe Neobis. Uite acolo la Maus, duce la Vale, duce la Dea. Care strat? Unde duce drumul? Unde duce? Uite, pe ăsta duce la Dea. Care ies în ăsta de sub pădurii. Exact. Nu se poate la drumul. Drumul principal e sus. Drumul, stai că nu. Drumul principal e sus, de aia. Aici sunteți dumneavoastră, domnul Pișcu. Nu, nu, dar nu vreau, vreau ulița Sarului. Ulița Sarului. Da, 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 am intrat. Cu de reper. Da, 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 podul la Sarului. Dar uite, ăla e care ziceți, să cea tăi în jos. Păi îl dă în partea aia la altă, știu ce vreau. Îl dă în partea aia la altă. După pietrea. După pietrea mi-l dă. Dar nu există drum acolo. Așa e de... Așa mi-l dă plan. Dar nu există niciun drum acolo, n-a fost niciodată. Nic. Așa e plan. Așa mi-l dă plan. Bă, vezi că el ar trebui să fie pe undeva pe aici. Da. Oamenii de la ce vrei. De acolo trebuie să fie. Deci e greșeală din plan. Deci n-a fost niciodată drum de exploatare. Da, asta nu e o problemă. Dar poate drum acolo e drum și merge și intervenim pe el. Nu trebuie să fie. Da, dar nu-i făcut de gard. Sunt ponte care trebuie să tăieți. Trebuie și noi cu o căruță, cu ceva acolo. Păi pomii din vorbit la preot? Sunt și la unul și la altul. Dar nu sunt drum. Sunt de trei. Am înțeles, da. Au crescut coronamentul și au acoperit de la și ei bat unii acolo, băieții, și au zis că să nu mai treci în veci, că e proprietatea lor. Eu nu vreau să-i dau vreo una să bag un par în cap, să-i spun că n-are nicio problemă. Nu trebuie să ajungă în lumea de asta, dar eu vă am vorbit că trebuie normal. Sunt atâția, nu numai eu sunt proprietar acolo. Există și Deaconu, și domnul Adrian Pișcu, și Andrei, și Codrescu, și mulți care sunt proprietari. Păi, dar vreau să-ți vorbiți toți cu proprietari la unul și există problema, se va la tot. Că e o întreagă suprafață. Dacă ar fi unul singur, trebuie rezolvat. Nu neapărat trebuie să înconjurăm 5 km, pentru că unul nu vrea 100 de metri, vezi, doamne, că bate el prune acolo. Haide să sintetizăm, așa, nu sunt mulți de acolo. Gata, treaba de zi. Domnul Tinibașa, luați cuvântul noi. Stimați colegi, am pomenit la începutul ședinței și așa despre raportul Curții de Conturi. Analizând documentele acelea trimise de doamna secretară, mi se pare că totuși nu prea s-au rezolvat acele măsuri, nu prea s-au îndeplinit. Era vorba doar de vreo 5 care parțial s-au îndeplinit, de fapt și de drept bani nu prea au intrat din acei care erau mulți de recuperat. Unii, spunea dumnealui,
domnul primar că nici nu trebuia trecute acolo, dar asta nu e treaba noastră, noi trebuie doar să spunem că privește multe capitole, raportul acela, vreo 19. Și dintr-o dată parcă s-au aranjat și toate sumele s-au recuperat și de la persoane și vinovate și de la firme și mai știu eu ce. Trebuie să ne mai gândim, să mai discutăm asupra lui, că dacă nu s-au recuperat în atâția ani, inclusiv de acum 2 ani de când a fost expertul cu camerele de conturi, nu cred că în 2 luni de zile, cât am prelungit noi termenul, se vor rezolva dacă, nu știu, nu vă implicați mai cu temei. Asta e ce am vrut eu să spun. Părerea mea, personală. În tot raportul acela am fost de conturi, vreau să identific, să spun punctual? Da, spuneți-mi și mie punctual unde spune că nu a fost implementată măsura dispusă de recuperare de bani. Nu a fost dispus, ce a spus? Deci ați spus că nu s-a recuperat suma de bani. Păi vorbeam despre amenda, da? S-a recuperat 30.000, da? Unde scrie raportul Curții de Conturi? Repet. În raportul acela din 2017, raportul de 52 de pagini. Nu, păi acum a venit să constate, în ce măsură s-au îndeplinit măsurile. Și noi știm, doamnă, stimată doamnă. Eu mă refer la păi știm și noi. Deci raportul, hotărârea aceasta pe care eu am făcut-o și planul de măsuri pe care eu l-am făcut și ne-am lucrat împreună cu colegii mei, a vizat strict acest raport. Da. Un raport al Curții de Conturi. Așa. Care, mă rog, a verificat în ce măsurile măsură, propuse. În ce măsură s-a îndeplinit, s-a respectat raportul din 2017. Nici o clipă în raportul acesta nu a spus despre amendă. Nu vorbește. Păi de ce nu vorbește? Păi bună întrebare. Dacă nu vorbește, înseamnă că nu li s-a părut. Nu li s-a părut că ar fi venit. Exact. Înseamnă că nu li s-a părut important. Înțelegeți? Deci lor nu li s-a părut important, pe de o parte, și asta înseamnă că ei consideră că măsura a fost îndeplinită. Nu a fost dispus să trecut la măsură. Tot ce a fost trecut dispus la măsură, așa. Eu obligatoriu am fost obligată, am stipulat aici. Da, dar eu am luat nu e vorba de acuzat aici, nu am spus că m-a acuzat. Dar asta nu e vorba asta, mă spuneam. Așa, eu am spus așa că tot ce a dispus Curtea de Conturi ca măsură și am spus, domnule, ați îndeplinit parțial sau total sau n-ați făcut, atunci eu, obligată fiind că n-am ce să fac asta în situația, asta e legea, împreună cu domnișoara contabil, am zis, mă, hai să, ce facem ca să îndeplinim astfel încât să fim în legalitate. Din moment ce Curtea de Conturi nu s-a legat de acea amendă, eu nu puteam să ies prosopos să spun, domnule, știți, noi cu amenda facem așa. N-am cum să fac cu acesta. E ca și cum îmi dau... Da. Nu știu care sunt datele alea. Dar noi știm, doamnă, că raportul avem și la de mână. De ce nu dacă vă spun? Din moment ce Curtea de Conturi nu spune nimic, de ce să mă apuc eu să fac? Întreb și eu cu curiozitate. Întreb. Și întrebarea nu e referitorică. Întrebarea nu e retorică. Punctul de vedere a Curții de Conturi, referitor la amendă și recuperarea ei, deci mi-au dat sarcini de la auditul din 2017 și să încep cercetarea. Recuperarea poate fi în termen îndelungat, dar asta nu înseamnă că în 2 luni, deci Curtea... Deci nu până în iunie. Păi nu, păi Curtea au văzut că eu deja am făcut... Ați început. Am început, da? Asta nu știu asta. Ei trebuie să... Deci Curtea din Conturi mă va urmări să vadă dacă cumva nu se prescrie, dacă eu nu mai fac nicio acțiune împotriva... Da? Și cred că după săptămâna viitoare ai încă niște bani. Vei, domnul primar, iar începem cu amenda. Domnul Tomas, să explici. Așa nu-i treaba. Să explici, am explicat de câte ori și nu de care știu. Nu ai bine amenda, că... Atâția ani vorbim de amendă. În astea 2 săptămâni am tras așa printre ploi să terminăm proiectarea pentru canalizare. De săptămâna viitoare o să mai port încă o nouă discuție cu acea firmă de consultanță, după care cred că o să mă adresez distanții. Pentru că curtea e potrivit bine spune, dacă cumva de, eu nu fac nimic să mai recuperez de acolo și se prescrie, așa.
Atunci răspund eu. Domnul primar, atunci trebuie să-mi purtați voastră de grijă ca să mă apăr pe mine, că mă apăr eu. Absolut. Dar întrebările sunt puse de cetățeni. Nu, și mai bine până dumneavoastră. Dumneavoastră vă oferiți răspunsul și aveți domnul răspunsul potrivit. Bun, dar răspunsul ăsta pe l-am mai dat cel puțin de 4 ori. Dar nici nu era venit. L-am dat atunci. L-am dat atunci. Asta a fost... Cel puțin de 4 ori persoana v-a dat răspunsul ăsta. Și cu celelalte capitole, de la fel, dumneavoastră răspundeți. Domnul Șerpaș, ar trebui să ne mai amendezi odată la asta, că să avem situații de discuții. Domnul Tomaze, sunteți președintele ședință, nu judecător. Lăsați să spunem ce avem de spus. Dacă tot mi-ați dat cuvântul. Atât. Și mai aveam de spus la rubrica diversă. Sunt la Teiuș. Nu știu ce am discutat până acum, vă rog frumos, da? Amendă. Nu amendă, doamnă. Era un punct. Doamna, voastră ați înțeles foarte bine. Am înțeles care e. Întreg, așa, pachetul de măsuri. Raportul de neau pe noi. Nu e pus ai. Poate să fie să rezolvi, domnul primar. Eu fost secretar. Absolut. Nu fost secretar asta. Eu aveam mai multe de spus. Speram să nu-ți desi în bașă să mă sălesc cu ales pe dacă era de arestat, se făcea. Dar nu vrea nimeni rău altui, că trebuie să fii prea ticălos, să vrei așa ceva. Nu se vrea, chiar se vrea. Păi nu se fie rușine. Am văzut cam cum se scrie și ce se scrie. Și se vrea. Deci se înțelege toate să văd aici, din interiorul Consiliului Local, nu se văd în altă parte. Și în loc să... Eu mi-aduc aminte că cineva anul trecut amenința că face sesizare la gardele medie, a spus nu face, pentru că vine asupra noastră tuturor. Legat de problemă, vreau să vorbească și domnul... Da, acum un pic, ok. Am văzut că a venit mașina de cort să mai spun. Stați puțin, deci o să consemnez așa. Dumneavoastră a ridicat problema amenzii. Nu amenzii, am spus a măsurilor. Și la asta discutăm. Eu le consemnez. Când e bate în câmp, bate în câmp. Așa. Deci ați ridicat problema raportului curții de cort, cu privire la amenda aplicată de ANAP. Am răspuns eu, o să scriu. Cu amenda a fost doar un exemplu din cele 19 capitole. Deci, și doar le luăm la rând pe toate. Doamne, dacă vreți să le păi nu, doamnă, că nu. Doar să amintesc. Că pare dintr-o dată rezolvată treaba, deși termină... Nu e nimic rezolvat, este okay. Foarte greu de implementat. Tot aceste măsuri sunt foarte greu de implementat, practic. Eu personal am toată certitudinea că veți face ce trebuie ca să dormim liniștiți cu toții, dumneavoastră, domnul primar și noi cu toții. Credeți-mă că încerc. Am vrut doar să amintesc. Nici măcar nu știu dacă o să reușesc. Dacă vreți părerea mea, nici nu trebuie să detaliați prea mult. Am vrut doar să amintesc despre lucrul ăsta. Și am făcut-o. Foarte greu de implementat ce este aici. Spuneți acolo cât mai sintetizat în câteva cuvinte. Deci am toate tot stenogramul. Ia ceva dacă ne-am apucat să facem din cale. Ia din timp. Așa. Altă problemă cu mine la raportul cu ține conducere. Am amintit de el și atât. Nu ne intrăm în detalii. Că ăla-i mare. Și consemnezi și răspunsul domnului primar, da? Nu vreți dumneavoastră și o să știu sigur că veți scrie ce trebuie. Alte probleme. Am văzut că vine mașina de la salubrizare în Mărar. Dar am oprit șoferul și l-am întrebat. A ridicat ceva gunoi? Nu, eu am întors mașina, nu a scos nimeni gunoi. Păi nu a scos că nu are contract, doamne. Nu știi nici măcar că trebuia să fie mașina. Deci nu știi care contract de hotărâre. Nu știa. Poftim? Nu știi care contract de hotărâre. Contract de salubrizare între cetățean și... Dar nu există. Nu să nu existe, domnule. Nu trebuie să existe serviciul de salubrizare al comunii? Pe lângă serviciul de salubrizare al județului, trimite mașina în comună, iar aici, la nivel de comună, de unitate administrativă teritorială, dumneavoastră trebuie să aveți un persoană care răspunde de serviciul de salubrizare al comunii. Ăla merge și încheie contractul cu anul. Eu de unde să știu că am... Nu există. Domnule primar, contractul, odată semnat, naște obligații de plată asupra mea. Nu există. Asta este taxă. E o taxă de salubritate care plătește orice cetățean, fără niciun fel de contract. Așa. În felul ăsta scoateți datori pe cei care habar n-au cum să ducă gunoi, da? Dacă îi stă pe o uliță, nu știu, le-ați obligat să plătească. De. În baza a ce? Ce? Nu, care? Legea nu trebuie să existe. Legea 201 pe 2004 a salubrizării e izvorul de drept, da? Iar o reluăm de la capăt. Aia spune că trebuie să vii la limita proprietății. N-ai făcut ceva să poți să ajungi, nu-ți dau bani. Nu e așa. Deci sunt mai multe sisteme de colectare. Este sistemul din poartă în poartă, care acolo vine mașina și îți ia bubela din fața proprietății. Perfect. Abia atunci. Și să-mi naște obligații de plată printr-un contract, domnule. Eu n-am semnat nimic. Da. Întrebați dumneavoastră, locuitorii orașului Bacău, au contract fiecare... La Bacău, banii, domnule, nu există. Nu există așa.
ești locuitor, așa ești locuitor, beneficiezi, nu beneficiezi, plătești. Plătești, cum să nu beneficiezi? Dar toată lumea beneficiază. Da, dar apă nu am și de plantă, apă. Păi este tăiu și apă. De acolo e vorba de consum. Păi e la același lucru, e un serviciu, beneficie sau nu. Acum beneficie că vine mașina. Ai venit clar, locuitorii orașului Bacău au plantat. Cei care au pubene, da? Stau la șosea, au pubene, scot gunoi. Aici n-au nici pubene, n-au nimic. Vine mașina, acum în sfârșit s-au făcut drumul, de vine mașina. Cu ce? Și cum? În baza ce scot? Eu și plătesc bani. Pentru ce? Că vine mașina și îmi face umărat, scot gunoi în sac, dar eu nu sunt la fel de cetățean ca cel de pe deal. Păi și cetățeanul ăla din Bale vine la primărie și dă pubelă. A, vine el. Și nu face un contract? Nu. Păi pubelă de ce eu dă? Nu faza ce? Păi e comandat pentru pubelă. Să facă ortii, domnule, de bani. Și nu se face un contract în serviciu. Nu, e ce face. Toți locuitorii orașelor, cineva are contract? Ce vreți dumneavoastră să nu? Am să mă interesez. Să mă interesez. Okay. Da, tot la asta. Sunt niște pubele alea ecologice, cum e la domnul Soare, în poartă, puse frumos pe scândurile dumneavoastră, v-ați ocupat să așa, foarte frumos. Din coace la urba noastră, la Mărară, s-a aruncat acolo, pe mare de gara, domnul Alecu de acolo, răposat. Și acolo trebuie făcut ceva. Am o sețare acolo, ca să-l iau din poartă, când vine versul Alecu, poate doar nu știu să vedem unde le pun. Zările astea, primițele. Iar astăzi v-am mai zis... Iar pubelele alea, vreau să vă spun că aruncate în șase nu sunt aruncate de noi. Nu sunt pus într-o ordine. Ele au fost pus într-o oarecare ordine. Eu mă duceam într-o duminică la Rădoaia și una din pubelele alea era în mijlocul drumului. Da, dar au fost și numai. Nouătuvântul nu. Deci acolo un copil sau cineva rău pe gerantă, răspunată și-a pus să-i zică în mijlocul drumului. Dar și dimineața am ridicat am amintit. Nu luați ca pe un reproș sau... Am spus că o să rezolve. Spunea domnul Boghiu ăsta cu traxiul de uliță de la Leon, din Drăgușan, să vedeți și cum să trebuie făcută. E distrusă. Apoi ați văzut, cred, la Teiuș, unde s-a rupt acolo și asfaltul și cu indicatorul căzut. Ați văzut la Elin, că-i în poartă. Am văzut, am făcut aproape operativ către ei sub Bacău, imediat luni dimineață la prima ordine, l-am trimis, aștept probabil, am dus ieri după aceea la prefectură să văd dacă au ajuns, n-a ajuns și probabil că nu centralizează tot județul cu toate problemele care le-au creat ploile de weekendul trecut. Probabil că scris unii, astăzi, mâine, poimi, să vină comisă să vadă... Gata. Și pe tot traseul, cu acele tuburi puse înfundate, gata, le pui acolo, deja îți vede clar cu blocată apa și o intrat pe șosea, și la intrare în sat, și la ieșire din sat. Trebuia curățate, dacă tot le-au pus, pune-le gospodărește. Tuburile alea nu le-am pus noi, tuburile au făcut presiuni cumva proprietarii de teren, sau vă rog cei care lucrează terenul, hai, lasă-ne la șase, călcum provizoriu să trec astăzi, să trec să dau un îngrășământ din Bucat. Și l-ați și în cazul ăsta și în cazul ăla. Și noi lasă-ne luăm să le curățăm, să vedem unde le punem ca să facă mai multă lume treabă. Dar trebuia făcut toate deodată. Ei, mă rog, eu v-am amintit de ele, ca să nu se așa. Domnul Tiribașa, mai avea ceva? Deocamdată nu. Mulțumesc. Ia cuvântul domnul Bucă. Domnul Boboc era. Da. A, știe dumneavoastră, nu am amintit de ele. Ești la intervenția cu domnul Boboc. Dar asta nu te-am dat după legea sau nu. Nu am amintit de ele. Era legat de ele. Hai, domnul Boboc, hai, spune-mă. Da. O primă precizare, domnul președinte și doamna secretară. Avem o parte de la regulamentul de funcționare al Consiliului. Perfect. Avea treptat. Uitați-vă dumneavoastră la domnul Hribașa. Și vedeți un număr. Da? Deci este un semn electoral pe care dânsul reprezintă. Domnule, nu e un semn. I-a venit dânsul foarte acum electoral, în practica mai electoral. Hai, domnul Blaga, te rog frumos, fii serios. Hai să fim serios. Hai să fim serios. Dar dacă tot venim un semn electoral acum, dă-te să mai dă și jurist. N-ai voie, e voie, e campanie. Lasă-l în pace, că nu are nicio amestecă de votare. Nu am scurt, era un loc de apă. Hai, frumos! E o problemă, să știți, că noi nu ne jucăm cu așa. Hai, vă rog frumos, hai, terminat. Când am mai revit dânsul cu mărul? Dică dacă mă am mai întâlnit. Să mai dă și jurist dânsul. Dar nu, domnule.
Lăsați-mi un pic vătat acolo, dacă vă uitați. Mulțumesc frumos pentru campanie. Domnul Cribașa. Domnul trebuie să vină pregătit la ședințele Consiliului Local. Da? Ați avut timp, v-a avut pe site. Veniți unul cu alte probleme și cu tot felul de probleme ca obiectivul să fie pus pe dumneavoastră și pe semnul dumneavoastră electoral. Deci... Acum să răspundeți. Nu este problemă. Vă dați și jurist. Trebuie să veniți, sunteți plătiți și spuneți că n-am citit data trecută, n-am văzut așa. Haideți să vedem, să punem problemele, numai cu scop electoral. Nu-i frumos, vezi jurist. Da, n-ai ce... Domnul Bobo? Da. Domn președinte, transformă-mă și dacă sunt persoane pe bol care ne ascultă. Emite energie negativă, are violentul acolo. Nu te-ai interes. Cafeaua e de la dragile. Hai! Da, dar să te numești. Hai, vă rog frumos, gata, hai să fim serioși, hai să terminăm și ședința. Mai avem un domnul ceva. Dacă rămânem ori acolo, mă ghiși și plec, adică noi nici nu se pune și noi fiecare. Hai! Da, n-ai frumos! Păi, dar avem juristul? Da! Spuneți mărul deoparte acum, dacă nu adevărat... Nu-i semnul electoral, dar cum sunt ochii semnului? Nu-i semnul electoral, nu știam cum mărul este. Mărul nu este semnul. Dar nu-i semnul electoral. Dar eu n-am știut cum mărul este, dar voi suntem... Dar nu-i semnul electoral. Puneți-l deoparte, vă mărul. De obicei, luam câte o pauză și beam un parc. Hai, de ăla am pus să-l mărul. Hai, ia și pune. Băi, vă rog că la acum aveți mai bine. De ce nu ți-am fost să-i arată în față? Vă rog frumos, lasă-ți de doamnă. Dar nu mi-ați arătat. Unde scrie că n-am voie să pun cu apa minerală? Sunt electorale, domnul. Care a avut cafea? O cafea a văzut și bani. Problemă cu dumneavoastră, dacă aveți probleme, chiar nu vreau să am să discut și scandal. Și unde scrie că n-am voie să mănânc cu bani în bani să reșediți? Nu vă poți să reșediți, dar să rugămintea mea, dacă mai aveți lucruri serioase, să mă întrebați să-mi pădeați. Așa, 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 hai, domnul Bun, hai, domnul Bun, hai, te rog frumos, hai, să-i facem. Domnul Bășcărinia. Mă, mă, rugătate, am vrut să-i mai instruim și primărie cam, hai, deci, luați-vă, vășitor, că nu-și dat. Avem treabă, chiar avem treabă, chiar hai, domnul. Bun, mă referam la podul de pe ulița la Cămin, am ridicat problema în șapte ședințe anterioare, când va veni o apă și ați văzut ce s-a întâmplat acolo, nu? O să fie o catastrofă. Da, pe acolo s-a umplut groapa aia cu apă, s-a supat podul. Au făcut și un lucru bun, apa, podul ăla, că au reținut. Au fost tipară și casa nu mai trebuia, nu a mai fost luată, că o luat pe loc. Deci nu vine viitoria toată, se duc la Valea, se duc în Maria. Oamenii fericiți că nu fost ăla. În momentul în care... Dar nu-i rupoc, că am trecut la rupoc. Și după din mază, ăla nu-i rupoc. Mai îl întărim cu ceva, nu-i rupoc. Deci în momentul în care nu-i rupoc și-o deschide gura, dorul drumul, drumul lateral în ieșul. Dorul drumul lateral în ieșul. Și se mură, nu-i rupoc. Și nu știți. Eu nu sunt de acord și n-am văzut acum niciodată cu podul, trebuie să le tubulare. A. Da, lipsă de soluții? Soluții sunt, să le știi. Nu trebuie să le complicăm. Al doilea pod. Domnul nu are problema cu podul. Podul acesta. Ceva. Hai, spune. Azi, dacă aveți lucruri serioase, haideți să-mi mai întâlnim cu poate mai multe. Ala nu-i lucruri serioase. Ba da, ba da, vă promot, chiar spune din podul. Podul uliță Cămin. Da. Nu preia toată apa care vine. N-are cum un singur tub să preia toată viitura, toată apa. Jumătate de măr mi se mele. Și nu vrea doamne de mărul meu. Când vine apa mare, da, un loc de apă să poate. I-am ridicat problema asta. Deci acel pod e un baraj de pământ, efectiv. Mulțumesc mult. Deci, haideți, deci, încă o dată, stați puțin. Ridicați problema faptului că podul uliță Cămin este avariat, da? Da. Deci, dar nici nu... Nu este, mai ce vorbiți, băi, dacă? Eu azi dimineața... Dumnezeu, nu vrei să mergem acolo, să vedem la urmă. Tot vorbiți așa, vorbiți prostii. Vorbiți prostii. Podul ăla este o trecere provizorie pentru accesul la oamenii aia. Am trecut și cu camionul de 70 de tone, iar acum am făcut un binic, a fost tip baraj. A oprit toată apa și ușor s-a retras spre vară. Și dacă era un pic mai mare? Depășea, spăla, poate trecea, a trecut și peste el. Nu se rupe acolo. Se rupe controlul. Vorbiți atâția. Nu, au protejat o catastrofă. Dar vorbim așa prostit. De asta am făcut raport
imediat luni dimineață și l-am trezit la Isus. Dar ei o să vină și o scos acta să vadă ce-o putut să... Păi a făcut un bine, domnul primar, chiar ne-a ascunde după un dege, dar nu știm ce era înainte acolo. A făcut un bine prostia aia, care pentru unii consideră că e prostie. Pentru mine a fost o chestie normală, dar să poți ajunge oamenii respectiv. Nu s-a stricat nimic, din potriva, a controlat. Că asta, domnule, din la munte... Acolo măcar dacă aveai măcar 2-3 tuburi, ca să preia. Mai punem, le mai facem, domnule. Ba da, de ce? Cu buldo am desfăcut, am pus și... Bun, situația de lucrare la Balastare n-a primit-o nici acum. Vă invit să mergem pe teren ca să vă arăt. Păi, dar de ce nu? Păi, dar dacă n-ați mers, vă invit să mergem să vedeți cum am pus piatra. Păi, semnați? Păi, semnați? Vă pun noșe în comisie. Păi, Daniel, dar eu am fost la Balastrare, domnul Vicele. Eu ți-o atât, dar... Păi, ce să spun, trebuie să-mi dau lor câte o mașină de Balastru, mă? Păi, eu am fost cu domnul Vici acolo și cu greturi și cu doze. Și am băgat nouă. Unița care duce la Balastru. Da, da, da. Păi dacă vine apa din pădure și o ia și-o... Păi atunci să ne fie și... Daniel, ai făcut înainte poze că era șanțurile și foarte adâncine? Știu cum era. Ei, aia trebuia umplută, Daniel. Eu trebuie să ia Balastru. Puneai o mașină și mergeai 3 metri. Am pus cât o trebuie. Dar eu știu drumul. Păi atunci... Deci când a fost chestia aia, era cu domnul Viorel în mașină și v-am sunat. Veniți să faceți Balastarea. Vă dați importanță. Păi nu, dar trebuie să răspund domnul Dumnezeu. V-am chemat atunci. Da. Daniel, era la Teiuș, tu te-ai dus pe Teiuș, ai văzut acolo. Vă rog frumos, să termine. Nu, dar nu mai vorbim de oameni cu tot timpul. Păi credeți că mie e greu să fac un proces de recepție, că nici nu ai... Păi voi pun în comisie, semnați domnul Ovidiu. Care n-ați venit? Semnați? Dar nici nu mai pus în comisie. Păi nu, dar eu vreau să vă invit toată comuna, vă arăt unde a pus piatra, conform datelor, cum a venit mașină, în total, de tot. Păi, dar nu, eu vreau să vă invit toată comuna. Da, 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 ies. Eu le-am în tot timpul, ies. Păi, veniți să vedeți situația și gata. Am predat situația, ca să vă spun, am predat situația și la Seghea. Conform tabelelor lor, cum au venit mașinile. Sunt mult mai documentat. Foarte bine, păi ce ați venit și eu? Păi, eu vreau să vă duc pe teren. Eu n-am să zic la mătă. La cimitir de la parada. Nu se mai îngrijești, nu se mai face nimic. E cum? Da, nu, domnul. Ce bani am încasat noi acolo din momentele... La minimă care... Duceți tradiția mai departe? Și aș vrea deja să încep să facem o primă alei sau două transversale. Dar nu mă refer la asta. Mă refer la murire. La murire? Da, sunt bine de urează drumul și mă băgăm la cosăt. Drumul. Terem, acum. Acum dacă treci cu tractorul, intră până în... Dar nu, dar să n-ai nimic, voi spuneam. Dar nu-i făcut de-a lucrurile din plin de mult. Nu era așa niște. Mă zicea cum le-a Solicitați toaletarea cimitirului, da? Ca să vă răspund pe timp de iarnă, de special am lăsat urările mai mari să țină zăpada să nu aducă în stradă. Oh, a rămas toată... Toată zăpada n-a mai fost folosată în stradă principală. Deci bune din iarnă, totul a fost lăsat. Atunci lasă iarnul ăsta, nu le mai tăia deloc, ca să fii mai mari la iarnă. S-a păsit. Eu nu văd, eu văd asta răutate. Nu, chiar bătaie de joc asta. Transforma ședința într-un circ. În planul de măsură. Hai fie să fac. Hai de pentru mine. Gata. Nu știu, dacă vrei să faci. Să faci. Domnule, ce faci? Hai spune. Hai mai stai. Da. În planul din măsură de la BVC, care l-am votat cu toții. Spunea cum primăvara asta, curățare, vigor, carosabil, șanțul și așa mai departe. Bine. Să fac lucrurile astea? Da. Pe unde? De exemplu, pe Ostoi, șanțul ăla, de când nu s-o mai curățat cu el buruietele? De până le-a intrat cu... De șantul, de doi ani, cu primar, da. De acum doi ani. Și să-l mai curăț? Dacă el are dângime, are debit, ce să-i facă? Păi dacă are buremul, trebuie curățare? Păi știu le-a curățat, dacă dacă cu tocătorul pe el. Cum mai rămas? Așa nu intră tocătorul. Așa, da, așa, cum să facă? De care parte spui? Partea despre cimitir. Ai la altă, nu mai zic. Cimitir noi să-i faci șantul de unii ani. În partea aia ai văzut că apa merge prin asfalt, deja surp, în rupi. Merge, dar nu merge din cauza șansului. Păi nu merge, păi ar trebui să meargă pe șans, nu? Nu?
Păi apa care traversează drumul de acolo... Da. Dar vine pe lângă drumul la mare. Vine pe zona apa de pe drum, da, se duce pe marginea la șanță, pentru că nu este pe marginea drum, pentru că nu este acostament. Iar trebuie să meargă de pe asfalt, pe acostament și pe acostament la șanță. Ei, dacă acostamentul tot a fost spalat, 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 nu scurge pe lângă acostament. Așa comisii de la DVC, ce am discutat noi. Nu trebuie să am comisie de la nu trebuie să am licențe la lucrările la DMG, deși eu vreau, dar îmi spune legea că nu e obligatoriu. Ai era valabil numai pentru mine, să înțeleg. Pe timpul meu. Nu, deci și acum aveau. Păi nu, dar pe timpul meu se făcea, era și acum mai. Păi nu, cred că e modificat la lege și nu trebuie recepționat de Consiliul Local. Consiliul Local aprobă acel plan de măsuri. Eu chiar vreau să se facă. Păi să vrei nici nu se face. Domnul Bucă, vi se pare că nu se muncește în comună cu mine? Eu n-am spus, doar, eu n-am spus. Păi atunci ce mi-i insinuați? Vrei să vă spun discuțiile cu ei? Ce discuții? Nu, păi oamenii muncesc, au ore puține, dacă vreți să vă puteți, dar... Păi n-am spus asta, am spus ceva? Nu, eu vă zic altceva. Nu, am spus ceva? Nu, păi dați că nu s-au făcut, că nu s-au găsit. Eu vă spun altceva. S-au redus orele, sunt ore foarte puține. Foarte bine, demonstrez. Din 54 de persoane, sunt vreo 40 aproape femei. Iar băieții care mai știu o meserie, lucrează la proiecte normale. Întreținem garajul, întreținem boxele de testuri, boxim, spălăm stația de microbus. Deci nu, păi nu, domnule, la social nu sunt inginer, domnule. Nu sunt aviator să facă minuni. Fac proiecte, nu înțeles. Păi dar nu proiecte, dar la ce vă referiți? Că nu înțeleg, dați mai departe. Pot să vină să dau și eu cu părere, dar din cât îmi dau seama, pentru că am lucrat mult în asistență socială, dar pot veni să dau cu părere. Am senzația că noi totuși, cei din afară, cerem cam mult cei de la VMG. Ei totuși nu sunt specialiști, sunt puțin, vorbim domnul Vicer. Și sunt bani de capul lor, domnule. Haideți, domnule, să putem să le putem să-i facem cu pulzul. Da? Cu oameni la social, nu am zis să-i puneți pe ei să facă așa. Am duce pe drumul de zea, nu poți să faci. De ce? Vine cu de zea. Unde băgăm cheltuiala la pute pe zea? Trebuie să mergem și cu camion, unde băgăm cheltuiala? Unde după voi? Domnul președinte. E dat numele domnul Cibolaru. Da, așa cum să de domnul Vicică. Tot în măsură ca să vă răspundă la ceea ce vreau să spun. Domnul Vici, legătură cu camerele de la VG, a băgat un greva din bani de nu dau efect, nu-și fac, nu dau ce vreau, da. Păi asta ți-a atins o problemă și așa. Da, doamnă, păi, dar nu știu, dar de două luni sunt luate. Am discutat și cu ușoară Gonzalez. Dați, domnul primar, așa. La intersecția între Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, actualistul. La Ștefan cel Mare, eroilor. Sunt luate de două luni, dar întrebarea mea este să plătește abonamentul sau de 3-4 luni. Se plătește, da? Dar pentru ce, dacă nu funcționează? Păi și... Abonamentul cui se plătește? Păi dar la ăștia care le-au dat. Păi nu, domnule... Abonamentul cui se plătește? Se plătește celor de la internet. Și din nou e de la internet. Nu. Oare primăria dar nu are aceste probleme. Care au adus care. Garanții, mentenanță, tot. Îi trebuie ca să nu mare. Să nu se pune roate, ca un contract. Nu. Nu plătește abonament. Au garanții. Omul s-a referit la faptul că... Bă, de ultimă taxă pentru ei. Plătește o taxă. Domnule, ce mă domnul Marții Smitură? Ce să-mi explice, domnule? Domnul Gogo, garanții pe mereu. Camerele am cumpărat. Trebuie să... Nu, dumneavoastră, ați spus camerele astea, după ce am înțeles, pentru a preveni... Da. Poții, furturi, exact. S-a prins măcar un poț, din când a spus camerele. Dar da, nu mai pun hoții! La preveniere, deja nu mai pun hoții! Să mai pun ale mintele! E efectul preveniere, mai puțin, să știți! Nu mai trebuie! Doamne ajută! Doamne ajută! S-a prevenit furtul! Aha! Sigur! Ați spus mențiunea în ședința anterioară despre ocuparea postului de conducător auto și de condiții de destinire. Doamna Blaga, hai, vă rog frumos. Ce-am făcut? Da, deci nu punem condiții restrictive. N-am doar drumul la procedură, încă pentru că vrem să dăm o dată cu postul de la asistență socială și mai așteptăm încă un aviz de la ANPP.
În ziua în care am avut ședința anterioară, domnul Marius Dinitz a fost la înțelegere la ISU Bacău, la care Dinitz i-a spus, deși aveam și informația, avem obligativitatea să avem o persoană desemnată pe situație de urgență în afara funcției de șef serviciu voluntar. Iar dacă acel om, acel conducător auto, îi putem delega atribuția asta, persoană desemnată. Parcă le-ai chemat de domnul Dinitz aici, nu? Nu, urmează să se facă cursul. A, școlarizat în timpul ăsta. Nu e o școlarizare. Sunt cursuri de pregătire profesională făcută cu ISU. Păi adică cu copul care mă duc și eu să merg și vin ce sunt instructaje. Sunt obligată să mă duc și eu. N-am ce să fac, prin lege. Da, noi plătim un curs, că rezultat nu-i face o școală. Între noi numai domnul... Dacă nu le duc eu prin urmă, da. Sau cine mai fost? Deci a fost domnul vice, în toamnă trebuie să obligat o săptămână să mă duc eu. Dacă nu mă duc, tot trebuie să. Instructaj periodic, vreți să dă diplomă. Nu. Care? Așa, îți dă diplomă. Să dă diplomă după o săptămână. Îți dă diplomă că ai fost. Domnul trebuie așa știe tot, dar de fapt nu știe nimic. Da? Întrebați-l, are diplomă. Am două, trei diplome. Da? Vă fost viceprimar și și-a dat diplomă. De ce susțineți să dă diplomă? Păi de ce n-ai zis că nu să-ți... Păi nu, asta mi-am spus. Păi spunea de instructaj periodic. Păi da, instructaj periodic, da. Instructaj periodic în care eu mă ales timpul. Și la locul de muncă se face cu fiecare angajat. Aia e altceva. Nu, aici acolo cu specifică. Instructaj periodic de instructaj. Doamne, când faci curs de cadru tehnic PSI, ți se dă diplomă. Când faci curs de inspector pentru protecție civilă, ți se dă diplomă. Eu la asta mă refer. Instructaj periodic, nu se dă diplomă. Cum să nu se dea dacă se dă? Îți dă diplomă de calificare. Asta vrea, asta e diferența. Asta e diferența. Dar suntem obligați. Da, și atunci când vine un complot de la ISU, această persoană se neamță rândul întreabă, ai fost la cursul de? Ai fost la inferioritatea de? Da, și arată hârtia, pentru că astăzi vine cineva de la ISU, într-o linea cineva. Da. Că mi spune, ai persoana desemnată. Dar îi știu ei de prin instruire și știu. N-am terminat nemăsitat. Dar pe video. Vreți să evaluare în comisia noastră de recepție la VNG? Cu domnul Daniel Blaga, doi, primitori din analistă. Păi da, așa a discutat vreo 2 ani. Da, dar nu ați mai venit, v-ați sunat și nu. Nu, bă, nu faci nici lor, mi-ați chemat, m-ai chemat vreodată pe domnul ceva? N-a fost invitat când vine. Te-a chemat pe mine? Nu, pe mine m-ai chemat? Dar deci n-a fost cu mine? Nu. Dar, eu am cerut la copa, și mi-am dat să fac un referat. O dată la acest trebuie să plece. Da, atunci, trebuie să plece. Și eu când veneam aproape socialiști? Bine, acolo mă implicam că eu eram... Dar aia poți să faci fără să ai. Nu, dar vreau să spun, n-a fost telefonul. Dar aia, da, am venit de un personal. Vrei să știu răspăneța. Da, să avem de ulița mea la Gorozie. Da, e acolo. Când fac tăie, de la Gorozie. Nu se poate. Domnul, proprietarii sunt ai noștri, domnul Ciolam. Oamenii sunt ai noștri, domnul Ciolam. Oamenii sunt ai noștri, da. Dar drumul este drum forestier, n-am cum să intervin eu. Dar pentru știința dumneavoastră și știința tuturor, anul ăsta s-au alocat foarte mulți bani pentru repararea drumurilor forestiere și va urma și morcotețul. Deci, aici chiar vreau să... Deci, drumul e forestier. Da, forestier, da. Până la barieră, până la răpa la acolo, sunt proprietari. Da, tot noi suntem proprietari. Noi, locuitori comuni, da? E forestier. E forestier, da. Drumul la forestier de servești și proprietari. Și proprietățile, da. Proprietățile, atunci trebuie să lucrăm pentru noi. Proprietățile noastre. Eu nu mă refer de la barieră la dealul de... Lăsați să ne ia neaticul și după aia, da, un pic, mă rog, să am cer scuze, domnule. Referitor la, așa, la balastarea drumurilor, am mai spus cineva, rețelele stradale. Chiar de strada aia, pe Valea, acolo, în spânța Pamirea Eminescu, ar trebui măcar 2-3 mașini de balast, băgat cât de urgent, dar nu m-au luat puțin. Păi, dar nu trebuie cât s-o băgat. Păi, tot ea nu trebuie, dar după cum spuneați, mai n-ai echipară, doi avans, schimb, mai aici, astăzi. Păi s-au degradat, acum, urmează, dar... Bața lui, dar noi v-ați spus că nu numai la... Ne-a jumit ministru să facă bombeu, să ducă apa, s-a băgat 4 mașini, una lângă alta.
Doar erați acolo, o veniți tare. Da, pentru că veni așa în parte. Era bună. Și chiar s-o băgat acolo. Vis-a-vis de asta, dacă... Să nu ținem pe domnul Ghiță aici, să aștepte. A ridicat problema calculului la vedere, domnul Ghiță. Noi am băgat o grămadă de bani în astea și acum, practic, sunt nefuncționabile o parte. Două, trei luni s-au luat și nu știm nimic, care e motivul. V-am să vă spun și eu și... Da, 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 îi ținem așa, deci am dat bani pe ele și... Am mai explicat o dată, explic iarăși a doua oară. Cele trei camere care au funcția LPR de vizualizare a numerelor matriculare au fost ridicate la solicitarea mea și a domnului primar, deoarece nu funcționau foarte bine noaptea. Aveam momente când înregistrau, când nu înregistrau. Le-am transmis băieților prin adrese, ei le-au ridicat, le-au dat către furnizor. Acum urma să primească banii pe ele și să cumpere alte camere când nu sunt funcționale. Adică nu sunt la parametri, nu funcționa la parametri normali. De asta sunt bun tip. Ce adrese le-au răspuns? Le-au răspuns acum recent. Da, săptămâna asta, că mai durează încă 14, maxim 20 de zile și o să vină pe ei. Bun. Dacă le-au ridicat, trebuia să lasă altele în loc până... Nu. Dacă sunt mai speciale. Avem la tine și una luată de un an de zile și nu e specială. Da. Noi nu avem chiar cu ei un contract de mentenanță. Dar nu, nu! E garanție! Dar sunt garanții, da. Nu, iar un alimentator la ea. Așa, și? Da, trebuie înlocuit și o firmă care se bage. Am întrebat, avem contract cu o firmă care, pentru iluminatul public... Și ăla cu garanția, alimentatorul ăla. Alimentatorul? Da. Că ele erau în garanții, că dacă e de anul trecut, nu? Nu cred că sunt garanții. Deci anul trecut e luat aia, nu funcționează. Are un an de zile că nu funcționează. Dar dacă alimentatorul ăla face obiect cu garanții. Păi trebuie să facă. Dar eu de am sistem. Aflat ea luna trecută, sau când, nu, în martie, am fost cu poliția să vizualizeze ceva acolo și atunci am aflat că întreruptă, nu știa nimeni. Că nu, pe, aici nu asta nu e la treabă, că nu dar ei dacă au venit... Și băieții de la camere, cei care au pus tot sistemul, da. Au zis că în momentul când vin camerele astea rezolvă trei, și pe aia? Rezolvă și pe aia de acolo. Și iarăși mai avem una defectă la Rădoaia, care am aflat-o tot săptămâna de acolo. Și am zis că s-o aibă și pe aia în vedere, să vină să vadă despre ce e vorba. Ei poate să vină să constate, nu e neapărat o garanție dacă s-ar garanția aia, contracos, dar trebuie repus dacă tot e poate. Alimentatorul poate să fie de la un șoc de curent și nu-i face parte din garanție. Și atunci tot aia imediat. Păi să facem, nu? Te poate să mergi alimentatorul. Nu-i, da, dar nu e vorba de 30 lei un alimentator. Păi nu? Îi explică la Inspirea care ai fost săptămâna lui la trecută cu Aristu, cu Ipul care s-a mai desenat. Eu le-am spus și atunci, le-am spus și acum, dar... Da, se pare că există o amânare a unui ordin de vreo 2 ani de zile de ăla, de pe 2017, ordinul 96, prin care trebuie neapărat să ai autospecială de stingere, șef SVSU cu acte mai nou, am înțeles că se umblă la acel ordin, că vor să ele prelungit până la 1 iunie. În care eram obligați și noi, ca și localitate, să cumpărăm autospecial de stingere. Acum am înțeles că se umblă la el să rămânem localitățile mai mici fără autospecială de stingere, dar mai există obligativitate de a specializa un cadru tehnic PSI, iarăși care o să necesite niște cursuri, care are mai multe atribuții, și lângă șeful SVSU-ul care ar trebui să fie. Noi avem în organigramă prevăzut un post de șef SVSU, deocamdată îl țin eu prin cumul. Nu au fost fonduri suficiente, nu l-am spus încă la concurs, după cum știți. Da, ar trebui și acolo angajat și specializat o persoană. Unde? Șef SVSU. Da, dumneavoastră ați ținut o perioadă. Da, da, da. Bun, mai aveți aici și scăpat de mine. Este un lucru care a lăsat deja, îl specializez pe el. Nu, nu, da, trebuie specializat ceva pentru cadrul tehnic, da? Sunt niște bani pentru cursuri, durează. Cauză că nu pot. Formalitate. Își fac treaba așa, ați măsunat când vinim, când vinim. Terminăm să-i porți. Deci am măsurat. În teren, sectorul, adică la
Și acolo, la... Aici, cândva, vis-a-vis de bazin cu apă. Din drum și până la păduri. La carte, nu la carte, am vizit de zicit. La trepoi. Sau la ciolan. Am măsurat-o, am scos oameni din capul de la am măsurat-o odată, nu a ieșit, am măsurat-o a doua oară, nu a ieșit, am măsurat-o a treia oară, tot nu a ieșit, până la urmă l-am finalizat cu masectorul ăla, cu rezerve între proprietăți, pentru că omul are pe arcul 2500 de metri și în realitate stăpânește 2600-2700, nu poți nici să-i lei, nici să-l dai la cineva, pentru că îți rămâne 200 de metri pătrați într-o parte, 100 într-o parte, l-am finalizat, a fost la, când l-ați văzut și vă interesat, l-ați văzut aici la contestație, afișat și demnat terminul, cred că de potulând ridicățile extrase de carte fungeară. La cel la pe carpen, carpenul tot, care pleacă din fundul carpului și ajunge până la fundata, adică drumul din stânga uliții la Fărică de Aponu, până în pădurile mari. Am o problemă din bazin și până în limita satului, lipsește 7.000 de metri pătrați. Adică ar fi o suprafață dintr-un titlu de proprietate. Acest titlu de proprietate, cu 7.000 în cap, ar fi Nea Alecu Dumitriu. Am vorbit cu Nea Alecu, am pământ acolo, am ce de proprietate. Bun, cât ai? Cât stăpânești? Nu știi. Păi dar titlul... Păi titlul spune, 7.000. Păi da, și chiar 7.000 nu-mi iese. Deci măsurat, limită în bazin, limită în gard, ne-a lăsat de acolo. Firma spune, ia o tărere, da. Dai pe unul, îl schimbi, îl duci în altă parte, îi dai în altă parte, unde ai în rezervă. Cum să-l duc? Se spui, stai, așteaptă să termin un sector, undeva unde se găsește 7.000 de metri. Dar se care că sunt făcute până acum, ai 7.000 de metri. Hai, la vă puteți. La lunga, la lunga. Lunga a făcut un sector, da. Trebuie să contractezi. De acum trebuie să semnăm contractul finanțat de cine. Deci bani s-ar da, dar nu are cine să mai muncească, pentru că noi sunt autorizați care să facă treabă, că sunt prinși cu contracte. Nu știu, din urmă îi duci la Bacău să văd, să le luăm. Am zis că am terminat cu partea de proiectare la canalizare, o să mă ocup o leacă de sistemat cu ăsta, să încercăm să mergem în un sector. Iar sectorul de pe celălalt, care e de proasa, nu în cap, nici cu. I-am luat și am măsurat în toate felurile. Dar după titlul, după acti? După acti vorbesc. Dar după acti nu-ți încap? Da. Dar la? Da. De aici, de la terenul de sport, la terenul de sport. De acolo la terenul de sport, o mai intra sau mi se pare mie? N-am, nu știu. Pare că mai mișcă la asta, hai? Să mergem la asta, dar ai cum să știi să... Așa stai cu părere. Din capătul nostru, până... Până în Basilicea, ar trebui să fie... Vreo... 3 proprietari sau 4 proprietari cu suprafețe mari și nu în cap. Deci este vorba de un negru, care are un hectar, pe titlu, și nu are teren, că am muncit banda și partea spune, nu te-am pare, 2 metri. Apare un este copa cu titlu, care are contract banda și cu el, apare un nene de la Răcăciun Zgaroi, cu titlu, ăsta de la Francia mă întreabă, ce face, de nata, nu pot, nu pot să dau minte, eu nu pot să iau decizi de asta, să expropiez oameni, sau să aplic cod de diminuare. Păi bun, diminuez, pe cine diminuez? Trebuie să vorbesc cu proprietarul, care e proprietar, care e mort? Atunci trebuie să vorbesc cu un genitor. Păi da, progenitor la toți. Cât? Până în ce s-a întotdeauna? Până în ție sus prevața. Așa e, dar nu inițial era... Aia era altceva, era diminuarea la proprietate. Aia a fost spus adevărul pierd. Păi nu, nu, ori găsește rezerva în altă parte. Și pe care? Pe cine diminuez cu cât? Nu e și rezerva la 160, dar trebuie să vezi acum unii. Păi, rezervă la 160, pe exemplu, doamna Manea Alexandrina ne-a dat în judecată pentru că noi am pus în aplicare o dărâri judecătorească. Deci eu am făcut-o, da? Ne-a obligat instanța să-i punem în poziție cu legare de teren. Atât. Nu intravilar, nu extravilar. Da, spunea că ar fi terenul de sub ferma zootehnică a CAP-ului. Eu am respectat legea și am chemat-o și am făcut două propuneri. În baza legii 165, pentru că era rezerva aia incertă, da? Și presupuneam eu că ar fi rezerva asta și va fi cu siguranță acolo, va fi unde a fost pământul boierului Cristian, pe Drăgușani, pe Părăgin sau pe Biscumani. Trebuia tot în scris mi-a refuzat și ea, că nu le-a făcut cu suprafața acolo, fiind distanța mare de casă. O revenit, iar a revenit și eu cu propunerile, în care s-a dus la instanță și trebuie că o trebuie rămâne aceeași, să o pun în poziție. Dar trebuie să-i plătesc destul de lei, de
de judecată. Și acum iar a vorbit după doamna secretară, speța a lui Ghergi și i-a zis, o invităm și se face din nou, propune, spune, da, uite, se propune acolo. Ea vrea un hectar de teren într-Aveleană. Deci o trebuie nu spune într-Aveleană. Dacă se face un hectar de teren într-Aveleană, trebuie să dăm loc de acasă. Care în gradul lor au alte problemele. Da, asta e problema cu cadastru. Și nu sunt tablale care să fi fost prea, lumea prea intenționată așa de a lua mai mult. Da? Vorbim de carpe, vorbim de chetroasă. Ce-o învățăm când ne ducem lungă? Cred că problema asta e la nivel național. La nivel național, eu tot am pus problema pe la instruire. Nu mă dar de noi că îi aveau de pe timpul imediat. Da, da. În Ardeal nu, dar... Dar de ce îți vreau la Dumnezeu, unde le-au dat la fiecare 10 hectare? Ia tu 10, ia tu 10... Eu mă consultasem chestia asta la Maia. Toți aveau acolo titlul de proprietate și întrebam, dar unii cu carta cu Italia? Păi, dar sunt mai multe. Dar nu, da. Da, nu, am înțeles, da. Domnul Dedic. Poți să fiu scurt. Este vorba despre drumul Schidră Glaia. Deci, dacă nu spune drumul, am spus ceva, dar nu vreau să spun ce ești. Și nu știu dacă ați notat drumul Vicis. Dar nu trebuie notat, știți. Dar neapărat în fiecare lună. Neapărat, urgent. Acum ce trebuie făcut acum? Da, îndreptăm pe vizăm, deci, la deal, pe izvoarele sunt la deal, de-acolo vine. Este un canal acolo. Trebuie învățat canalul ăla apa să vină în canal. Dar nu sunt izvoarele acolo, izvoarele sunt în drum. Spune că acolo de-acolo vine. Dar măcar treci cu mine scava drum și este un șans la deal pentru care trebuie făcut și șantul ăla să spun și duce în șantul. Aici este făcut. Doar care se buruie, atât. Eu am fost acolo, nu cum... Ca să vă răspund, domnul... Nu, 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 șanțul pe care spuneți dumneavoastră de la șmitir se depara. A fost locul dumneavoastră. Da, 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 acum câțiva ani sunt părțiuni. Azi e un bachet mal, din mamă de teritoriul asfaltului. E deliberat, doamne, e deliberat. Șanțul e foarte aproape de ridicul ăla care a fost. Dar nu spuneam un parte. Dar în care parte? În partea ăla. În partea despre jos. Și ce apa se vină? Unde se ducă apa aia? Păi apa aia vine din sud asfalt să rupine cumva. Păi nu, dar acolo nu are legătură pe partea de jos. Dar acum nu se poate trece cu mașina. Nu se poate trece. Ieri am trecut înapoi. M-am întors înapoi. Deci numai din mine excavatorul mi-e dat un fi. Nu se poate la motorină. Nu avem motorină. Nu avem motorină. Păi și atunci ce avea la șofer? Păi nu, mătărină, că drumul nu avem, buget așa lucru care să facem. Eu dacă nu mă rog ca bani la mătărină, n-ai bani la mătărină la mătărină? Nu e o fotă, să nu știu. Am fost ieri acolo, că am început, ieri am terminat cu studiul geotehnic pentru canalizare și acum neapărat să fac corabia, acolo suntem și soluții liberi. Am văzut și încă e moale. Da? Trebuie să mai trag o dată. Noi am trecut pe acolo, mai de ploile, de a tot așa. Nu e adevărat. E cum nu e adevărat? Am trecut acolo. Și înainte de ploile astea am trecut. Dar s-o mai îndreptat acum. Acum e neperit. Domnul Vici. Dar nu-i făcut șansul pe acolo așa. Dar nu-i așa tot acolo. Ploile e preluată și nu se mai strigă. Și că l-am făcut cu el astăzi cea. S-a venit tot așa. Dar nu ți-am dus cu un treci. Acum cu boldul poți să-l faci șantul la deal, să curge apa, e preluat la bază șantul ăla și nu mai e treaba aia. O să mai vină, dar prea mult și șantul ăla de deal. O să vină foarte puțin, nu mai e problemă. Nu vă dau dreptate. Dacă am izvor pe partea dreaptă, de ce vorbești de față? Știi de toate? Bă, dacă eu n-am făcut acolo și n-am mai făcut... Băi, eu vei mergem acum acolo să vă dați importanță ca să vedeți pentru comuna asta. Hai să vă ducem și pe teren. Este izvor pe partea dreaptă. Ce șansă mai fac? Fă șantul ăla care... Fă două șanturi mai ai loc de drumul cu mașina? Nu, faci. Eu am făcut un șanț. Dar șanțul nu ăla. Șanțul din dreapta, izvorul din dreapta pe ei. Nu acolo șanțul. Băi, este izvor pe dreapta, vrei să mergi? Dar nu acolo l-ai făcut tu. Dar unde mă? Băi, izvor pe partea dreapta. Sus pe dreapta, fă șanțul. Băi, izvor pe partea dreapta, cum cobori în sat. Băi, dar fă șanț ca izvorul sus în șanț. Băi, dar ăia sunt drum. Haideți să vedem. Te duci mai acolo să vedem. Două poziții mai frumoase. Mergem să vedem care-i treaba. Așa, da. Mergem să vedem care-i treaba. Haideți acum. Așteți cum? Suntem ingineri aici și acolo suntem noi proști și nu știu să facem o chestie. Domnul Marea, te rog frumos. Să-i ducem în blagă. Să-i ducem în frate de la ședința. La pot la... Poduliții Cosma. Bara de protecție la pământ. Păcat de pom, nu trebuie să interesul reparat sau ce? A reparat și i-au dărâmat. Cine Dumnezeu tot dărâmă? Unul de la cred că ieșitul cu de la Jelei
cu sănătoarea. Cred că încerc cu tractorul ăla mare. Cred, bănuiesc că... Domnulițe, am mai păcat podul nou și acum protecție nu mai are. Toate unde? La Uliță Cosma Drăgușană. Noi, când am cu podul ăla, i-am și întrebat, băi, cu ce utilaj să intrați? Să intrați în gabaritul ăsta? Da, dar din păcate am văzut răcoare mare acum. Și probabil că o fi dată de parte ca să poată să-și facă treaba, să iasă acolo. Dar la secretă. La secretă acolo e o problemă vechi. Dar e o problemă vechi, trebuie rezolvată odată. Și bun podul ăla, domnul, dar nu-i. Bine, și e domnul Soare. Dar mai ales că vreți să mă întrebi. Dar nu mă ce contează să plătesc și el. E problema asta cea mai importantă. Podul de la secretă. Că nu se mai poate circula pe el. Și acum vin că de pompieri, că trebuie să treacă mașinile, nu știu ce. Dacă se întâmplă ceva cu un incendiu acolo pe ulița, ce putem face noi? Noi ce putem să facem? Lăsăm oamenii să ardă acolo. Nu lăsăm oamenii să ardă. Se termine cum se poate, dar nici podul nu pot să vă spun că vă fac podul. Îi facem cu gura și atunci și deci ce preconizez eu la podul ăla, anul ăsta, încercăm să-i schimbăm podul. N-aș știu dacă putem cumva să-l întărim. Da? Avem poduri mult mai grave decât podul ăla. Deci podul la Preu, la Preu Sabin. Da? E mai grav. Da, 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 da. Dar mai locuiește cineva acolo? E drumul traficat? Da. Deci încerca consolidarea podului, domnule. Da. Toată ulița pe la Codești Clumbea. Nu, acolo trebuie schimbat un pod, l-am băgat în două. Nu te-a făcut la podul, lasă și el ceva. S-a făcut din colanța, Cortei. Da, așa. Am fost pe o caier când ți-am dat voie să-l faci acolo, trebuie să-l faci la mine. Pe mine l-ai considerat. Așa e. S-au făcut unii la mai important, dar erau... Unii, din corpul ăla... Dar cum era podul ăla? Pe da, Mariana lucra în... Da, dar cum era podul ăla? Nu-l mai testești cu animalul ăsta, pe unul ăla, hai să fiți... Și la mine? Mai e ceva? Ia, haide! Păi propunem pentru ședința, pentru... data la ședința de pentru luna următoare, pe data de 17. 17 cine? Dar 17 nu se lucrează. E lunea. Nu se lucrează. E rusare. E rusare. E declarată zi nelucrătoare. E tămoară. Da, ideea să fie o sărbătoare. Ideea să fie o sărbătoare. Deci nu trebuie să fie o sărbătoare. Pe 24? E prea târziu? 24 e tot. 24 e tot. Deci atunci nu lucrează Drăgăi? Da. Sunt zieni? Șeful. Da. Hai să propune ședința pe luna următoare. Dar propune ședința pe luna viitoare. Fește și doar când vine. Iunie?